Bună seara, dragi prieteni, și bun venit la o nouă ediție a Cafenelei Merito Galați, în formatul pe care deja sper că îl știți. Și mă bucur, am bucuria și onoarea și privilegiu să îl salut pe Radu Vancu, invitatul nostru din seara aceasta. Bună seara, Radu, și bine ai venit la noi! Bună seara, Doru, eu mulțumesc pentru invitație, mă bucur să pot sta de vorbă cu tine. Mulțumesc mult, Radu, pentru cei care nu știu și nu sunt încă foarte familiari cu formatul pe care noi îl avem. Cafeneaua Merito este un proiect al Casei Corpului Didactic din Galați. Ca de obicei, avem un sprijin de nădejde atât în Synergetics, cei care ne ajută, firma care ne ajută prin Valiframe de obicei, să arătăm bine, să avem un vizual atractiv pe internet și ca de fiecare dată proiectul Merito reprezentat aici prin Cosmin Chiriță, căruia îi mulțumesc, de asemenea unul din partenerii noștri de nădejde. În principiu vom discuta despre lucrurile pe care le-am și pus pe afiș, despre frumusețe, despre democrație și despre vertebrare, împreună cu Radu Vancu și, ca de fiecare dată, vă rog și vă încurajez să interveniți, cei care vă aflați în Zoom alături de noi, fie prin ViewGraph, fie transmițând întrebări în fereastra de chat. De asemenea, pentru cei care sunt corpului didactic, merge și invitația mea de a lansa acolo întrebări sau comentarii pe care le vom prelua și pe care le vom transmite invitatului nostru. Despre Radu Vancu ar fi foarte multe de spus. E un om pe care îl admir, pe care îl stimez, pe care îl citesc și pe care îl consider într-o bună măsură un exemplu personal. Știu că nu-i place în mod deosebit lui Radu lista aceea de posturi și posturi care se face de obicei la începutul unei ședințe, dar unui atelier de tipul ăsta. Dar Radu e foarte multe lucruri și face bine fiecare dintre aceste lucruri. Este poet, prozator, eseist, diarist, publicist, activist civic, am spus noi, și multe altele. Doar câteva biodate ca să-l încadrăm așa pe Radu în contemporaneitate. Este profesor, este conferențiar la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, este președinte actualmente al PEN România, membru al grupului pentru dialog social, editor al revistelor Transilvania și Poesis Internațional. Este, după cum spuneam, poet și prozator, este traducător. Omiteam acest aspect important, însă Radu lucrează și ne oferă opera integrală a lui Ezra Pound, din care au apărut două volume în momentul acesta. A tradus din Yeats, a tradus din John Berryman și din alți poeți. Ce să mai spun, Radu, despre tine? Sigur, în calitate de prozator ne-ai dăruit minunatul roman Transparența și în general, ne-ai dăruit foarte multe lucruri. Încă o dată mulțumesc că ești aici și, gândindu-mă, m-am tot gândit cum să încep întâlnirea cu tine din seara asta și mi-am zis că cel mai bun mod de a o face este să citesc un poem. E un poem din volumul Psalmi, pe care l-am aici cu mine și e un poem care vorbește ca mai toate, de altfel, într-un fel sau altul, despre frumusețe. Așa că dați-mi voie. Sigur că frumusețea e o acuzație. Și la adresa ta care ai creat-o și la adresa mea care o simt. Fiindcă la cum arată lumea, la ce cantități de rău există în ea, de ce a fost nevoie să o complici injectând deopotrivă atâtea cantități de frumusețe.
De ce nu ne-ai lăsat opțiunea simplă și igienică de a o putea detesta fără rest, fără complicații, fără nuanțe? De ce a fost nevoie să existe atâta frumusețe într-o lume în care există atâta sinucidere? Simpla posibilitate a frumuseții într-o astfel de lume e acuzația cea mai dură împotriva ta. Și prin ricoșeu e acuzația cea mai dură împotriva noastră. Cu ce drept poate specia asta capabilă de atâta rău să le simtă atâta frumusețe? Cum de ne îngăduim dreptul moral de a simți frumusețea în vreme ce ne bălăcim în atâta sânge? Iar faptul că poezia ne ține nervul reactiv la frumusețe, firește că e cea mai dură acuzație împotriva ei. Și de fapt, e chiar mai rău de atât. Poezia însăși e acuzația. Cred că aș fi putut să aleg multe alte texte. Să știi că m-am pregătit. Am lângă mine și jurnalele la care voi reveni în anumite momente. Vorbește-ne puțin, Radu, despre frumusețe. De ce este frumusețea o temă recurentă în ceea ce scrii, în ceea ce ne spui și așa mai departe? Doru, o să încep cumva chiar de la textul pe care l-ai ales. Cred că e foarte potrivit ca început de discuție despre frumusețe. Și e foarte potrivit și cu contextul pe care îl trăim acum, cu invazia asta atroce a Rusiei în Ucraina, când, într-adevăr, faptul că noi ne ocupăm cu poezie, cu arte în general, pare o frivolitate, nu? Pare realmente o formă de lejeritate etică nepermisă să te ocupi cu diverse forme ale frumuseții când înjuri atâta suferință. Și asta a fost, de fapt, dosarul discuției generale în cultura europeană și în cea americană după al doilea război mondial, după cum îți aduce aminte. Vreme de aproape două decenii s-a gândit în Europa și în Americi, în America de Nord mai ales, în această dihotomie între cultură și barbarie. Cum a fost posibil, asta era întrebarea generală, nu? Cum a fost posibil ca poate cea mai culturală dintre națiunile europene, în orice caz cea care a dat muzica absolută, cea care a dat probabil vârfurile în filozofie, cea care a dat unul din marii scriitori, măcar Goethe, nu, care e pentru Harold Bloom, alături de Shakespeare și de Dante, centrul canonului european, cum a fost posibil ca toată cultura asta enormă să devină brusc sediul barbariei, cele mai destructive? Și asta a fost întrebarea aproape gnostică pe care a avut-o gândirea europeană atunci. Formularea cea mai dură împotriva artei a fost cea lui Adorno. Ți-aduce aminte că în 49 el gândește, pune pe hârtie și în 51 publică în cultură, în, cum îi spune, critică culturală și societate. Acea propoziție care spune literal a scrie poezie după Auschwitz e barbar. Și asta a devenit într-un fel logo-ul gândirii europene până prin anii 60. George Steiner era la fel de radical. Într-un text publicat chiar în 60, într-un eseu intitulat The Hollow Miracle, Steiner spune textual: limba germană a fost complicea lui Hitler. Hitler a găsit în isteria limbii germane, spune Steiner, isteria distructivă de care avea el însuși nevoie. Limba noastră, zice Steiner, care era trilingv din naștere, limba germană era una din limbile lui, din cele trei limbi materne, limba noastră, zice Steiner, nu mai este limba lui Goethe, nu mai este nici măcar limba lui Thomas Mann, ci e limba lui Hitler, lui Goebbels, lui Göring. Am distrus limba germană. Fascismul a distrus limba germană încât nu mai e posibilă construcția frumuseții în ea, zice Steiner. Și a durat mult. Adorno, abia în 66, în ultima carte publicată în timpul vieții, introduce o nuanță importantă, de fapt chiar contrazice propria lui propoziție despre Auschwitz și poezie. Spune el, în dialectica negativă, spune Adorno, am scris cândva că a scrie poezie după Auschwitz e barbar. M-am înșelat. Poezia, spune Adorno, poezia este dreptul inalienabil al omului de a țipa sub tortură. E o propoziție foarte puternică, memorabilă, venea după ce Adorno îl citise pe Celan, pe care îl admira enorm și cu care a încercat să se împrietenească.
și era profund de acord cu ce spunea Țelan în discursul de recepție a premiului orașului Bremen pentru poezie. Acolo zice Țelan, poezia e ce rămâne după distrugere. Poezia adună fragmentele de uman după ce umanul e distrus și poezia e proba că umanul de fapt nu poate fi distrus. Poți omorî omul, dar nu-l poți distruge. Poți elimina fizic oameni, mulțimi enorme de oameni, dar limbajul va păstra fragmente din umanitatea lor, va păstra țipetele lor și va construi ceva foarte solid din ele, care este justificarea însăși a speciei, de fapt. Asta zice Adorno în final, că frumusețea pe care o construiește limbajul, nu numai că nu e frivolitate, nu numai că are dreptul moral de a exista, dar ea justifică, de fapt, specia. Arată că nu suntem doar specia care creează numai Hitler și Putin, am putea adăuga noi astăzi, ci suntem și specia care construiește frumusețe în atâtea feluri, care reușește să intensifice lumea în atâtea moduri, în atâtea arte. Și toate cantitățile astea de frumusețe pe care le producem fac lumea să merite trăită. Asta e, de fapt, într-un rezumat foarte abrupt și poate prea simplificat, ceea ce dosarul discuției despre frumusețe. Când vezi că în jur e atâta distrugere, te întrebi de ce este nevoie de frumusețe. Și mă uitam zilele astea pe Facebook, am văzut, ca noi toți, l-am văzut pe Serghei Jadan, poate cel mai cunoscut scriitor ucrainean de astăzi, propus la premiul Nobel recent de către Academia Poloneză de Științe, ceea ce mi se pare foarte emoționant, faptul că polonezii propun un scriitor ucrainean pentru premiul Nobel pentru literatură. L-am văzut deci pe Jadan cântând împreună cu niște rockeri din Kharkiv, în timp ce Kharkiv era bombardat. De ce simt ei nevoia să cânte la chitară împreună și să producă muzică? Cum? De unde găsesc și forța asta internă și nevoia asta de frumusețe? Am văzut pe o artistă, Solomia Gorobiuc, la fel, cântând, ucraineană, cântând în orașe asediate, în orașe aflate sub bombe. Vezi oameni care scriu, vezi oameni care încearcă să creeze frumusețe din miezul distrugerii. Pe mine asta mă răvășește întotdeauna. Pentru că mă răvășește cum mă răvășau fotografiile cu spectacole ale deținuților în lagărele de exterminare. Nu? Sau violoniști evrei extraordinari, celebri, ajunși prizonieri și în pragul morții, care cântau la vioară, sigur că la comanda ofițerilor naziști, dar în puținele fotografii care s-au păstrat, pe chipurile lor e o plăcere dată de muzica respectivă îngrozitoare. Îngrozitoare și în sensul bun și în sensul rău, dacă pot să spun așa. Asta, faptul că frumusețea e posibilă și în contextele astea care sunt liminare, sunt pe limesul dintre viață și de moarte, dintre viață și moarte, mie mi se pare deopotrivă o pledoarie pentru frumusețe, pentru necesitatea frumuseții și cumva, cum zic, și un fel de acuzație împotriva ei. Nu cumva avem nevoie de ea doar ca să ne anestezieze, asta te întreb. Nu cumva e nevoie de ea ca să ne dea iluzia că reușim să mai atenuăm suferința, dar e doar un anestezic, nu e nimic care să ne îmbunătățească ca oameni. Sabat are o propoziție dură care spune, într-un eseu din Oameni și Angrenaje, spune, de la Platon încoace, de când a început să se scrie despre frumusețe de 2500 de ani încoace, nu s-a schimbat un milimetru în umanitatea noastră. N-am devenit mai buni, deși am produs cantități de artă uriașe. Și nu știu, eu sper că Sabato se înșală, deși el știa destule despre om, nu? De asta zic, e un dosar infinit ăsta despre frumusețe și mi se pare una dintre temele centrale ale scrisului, dar aș mai spune atât înainte, că deja am perorat enorm la prima întrebare, aș mai spune atât, pentru mine frumusețea nu e doar un fenomen estetic, sau nu e în primul rând un fenomen estetic. Pentru mine frumusețea intră, sigur, pe lângă ceea ce numim estetic, deși nu e foarte clar ce e asta, intră și economicul, și politicul, și socialul, și sexualul, și toate valorile umane. Frumusețea este suma tuturor valorilor umane intensificată. Numai asta numesc eu frumusețe. Nu cred în frumusețea pură a decadenților din care emoționalul, sentimentalul, politicul, economicul, sexualul, celelalte sunt evacuate. Deși a existat o zonă întreagă a modernității noastre care a fost antiumană în asemenea măsură încât a încercat să scoată din artă toate astea. Mallarmé spune să ucidem burghezul care doarme în centrul poemului. Schoenberg spune, exultă undeva, zice,
am reușit să alungăm căldura animală din muzică. Căldura animală însemnând emoția și sentimentul. Nu o să fac acum tot dosarul antiumanității moderne, dar o mare parte din modernitate a încercat să evacueze sentimentalul uman, căldura animală, cum îi spunea Schoenberg, umanul propriu zis, din artă, iar ea să rămână idee pură, cum zicea Ion Barbu al nostru, să rămână o idee din care tot ceea ce ține de umanul mai biologic să fie evacuat. Aia nu e frumusețe pentru mine. E sofisticarea limbajului, e o rafinare, poate, a instrumentelor artei, dar nu e încă frumusețe. Frumusețea se produce pentru mine numai când umanul, cu toate ale lui, intră în poem, intră în film, în dans, în muzică și așa mai departe. Asta e frumusețea pentru mine. Toate zonele umanului intensificate. Aș spune că e un fel de drum prin infern. De fapt, dacă stau bine să mă gândesc, tu ești autorul celebrului vers Doar omul trecut prin infern este civilizat, nu? În fond și la urma urmei, tu spui, Radu, că e posibil și că ține cumva de demnitatea infinită și de vertebrarea infinită a spiritului uman, capacitatea aceasta de a trece prin ce e mai rău, de a cunoaște până la urmă rău și distrugerea infinită, pentru ca la final, totuși, într-un impuls, știu eu, dionisiac și nician, să spună totuși un da și nu un nu. E un alt fel de da decât dau optimiștilor fără scrupule, cum le spune, nu, Roger Scruton. E un alt fel de da decât dau naiv și entuziast al tuturor celor care ne spun că viața e frumoasă, e suficient să spun un zâmbet pe față și așa mai departe. E un da mai conștient, e un da mai, știu eu, lucid și, până la urmă, un da mai credibil din toate punctele de vedere. Nu întâmplător, cred, al doilea volum al jurnalului tău, pe care de asemenea l-am aici, se numește Răul. Două jurnale spectaculoase, voi reveni la ideea asta și voi reveni la ele. Mă întreb, Radu, te-am ascultat așa cu nesaț și cu multă atenție și plăcere, dar n-am reușit să fac să tacă profesorul din mine, care undeva acolo, într-un colț de creier, spune, dar întreabă-l și chestia asta, întreabă-l și chestia asta. Așa că o să te întreb, în momentul în care văd, nu pot să fac abstracție cumva de alăturarea asta mai mult sau mai puțin. Totdeauna apasionat despre frumusețe și poezie și în același timp îmi sună în minte și glasurile elevilor mei care tocmai au trecut acum 2 zile printr-o simulare la limba română. Poți să ieși din școala românească iubitor de poezie sau nu? În primul rând, înainte să răspund, aș zice că îmi pare foarte bine că profesorul din tine se manifestă. Nu vreau să fac doar un exercițiu, nu știu, de politețe când spun cât de mult admir profesorul fabulos care ești. Știi asta, ai parte de admirație publică bine meritată, dar niciodată suficientă pentru minunatul profesor care ești. Și eu cred că școala românească așa imperfectă cum e ea, e miraculoasă prin faptul că încă există, deși e subfinanțată de decenii întregi. E unul dintre școala românească subfinanțată de cel puțin 3 decenii încoace, produce încă oameni spectaculoși, produce încă oameni întregi care reușesc de la o promoție la alta Să mute România înspre mai bine. Adică e limpede că în România se produce progres, asta e foarte limpede. Ajunge să o compar cu România de acum 2 decenii, nu? România de acum 2 decenii avea un PIB de 50 de miliarde de euro, România de astăzi are un PIB de aproape 300 de miliarde de euro. Și așa mai departe, nu doar pe datele economice. În general, dacă te uiți la România, softul ei arată tot mai bine. Hardul ei, care sunt politicienii, arată din ce în ce mai rău, cu mici excepții. Da? A început... Și o zona politică a început să semene din ce în ce mai mult și cu noi, oamenii
de pe stradă. Dar, în general, hardul României, care sunt politicienii ei, e mult, acest hard politic e mult, mult în urma softului social al României, care arată minunat, arată profund european și care este meritul școlii într-o anumită măsură. Deci faptul că există profesori precum cei de la Iași, de la Alecart, nu? Din jurul minunatului proiect Alecart, revista și Cenaclu, clubul de discuții Alecart. Faptul că există profesori ăștia de prin, din Sibiu, Petrina Dobrotă, Teodora Coma, nu vreau să fac pomelnice, din Cluj, din Timișoara cunosc, din București cunosc profesori admirabili, peste tot, din Galați chiar, există peste tot profesori minunați care schimbă în jurul lor lumea, care reușesc să dea cumva, să treacă, uite, ca să rămân la tema asta a frumuseții, să treacă flacăra asta a frumuseții mai departe. Pe lângă multele tâmpenii pe care le-a scris Ezra Pound, există și lucruri admirabile și unul dintre ele este acest lucru despre continuitatea frumuseții. El spune undeva, frumusețea este o flacără care s-a aprins în misterele vechilor greci, a trecut de la ei la latini, de la latini prin dolce stil novo la trubaduri și apoi la romantici și treaba noastră a modernilor, zice Pound, e să aprindem din nou frumusețea în pagină, să faci poemul tău, asta e interpretarea mea, nu a lui Pound, dar să faci poemul tău să se aprindă ca o flacără pe pagină, să ardă din nou, frumusețea trebuie cu fiecare generație reaprinsă. Trebuie flăcările ei, ca niște flăcărui deasupra unor comori secrete, să se aprindă deasupra paginilor. Și să asigur continuitatea asta a flăcării frumuseții diacronic. Asta reușesc să facă profesorii pe care am enumerat și mulți alții din România. Reușesc să facă frumusețea existentă pentru generații succesive de elevi. Sigur că școala românească are foarte multe probleme. Dar cum să nu aibă probleme când, în primul rând, datorită faptului că e subfinanțată? Cum poți să dai cuiva jumătate din suma necesară pentru funcționare și să-i ceri întotdeauna performanță? Asta e o măgărie, din nou, a politicului față de educațional și țin să spun că nu e vina școlii, nu e exclusiv vina școlii faptul că în anumite zone ale ei arată atât de sclerotică, de îmbătrânită, de că gâfâie, că infrastructura educației nu ține pasul cu elevii. Însă elevii simt frumusețe, asta voiam să spun. Ei, dacă le vorbești pasional despre frumusețe și dacă le aduci aceste exemple de frumusețe, filme, muzici, dans, poezie, ei vor reacționa. Am văzut la Bistrița cu ochii mei, cum acel festival de poezie a crescut, l-am fost la aproape toate edițiile. Dacă la prima ediție era un sinagogă câteva, puține zeci de spectatori, acum vezi peste 200 de liceeni care stau în bănci, notează versuri, imagini, titluri de cărți, titluri, nume de poeți, le caută cărțile, citesc. S-a construit o comunitate a frumuseții acolo. La Iași s-a construit o comunitate a frumuseții foarte dinamică. La Sibiu, la Liceul Noica, unde Petrina Dobrotă face minunile despre care vorbeam, de asemenea, sunt foarte multe acțiuni dedicate poeziei, de multe ori pe an se întâmplă asta. Elevul răspunde, frumusețea e contagioasă, frumusețea se ia și trebuie doar tu, ca profesor, să crezi în ea și vor crede și ei la rândul lor. Nu toți, o parte dintre ei, imposibil să-i faci pe toți să creadă, dar unii dintre ei vor crede în frumusețe, se vor aprinde ei înșiși de flacăra asta și o vor duce mai departe. Și vor spune acel da voios vieții despre care ziceai tu, care e o parafrază din Nietzsche, din felul în care ce spuneai tu mai devreme cu acel da voios spus vieții, este chiar modul în care Nietzsche definește tragicul dionisiac. Nietzsche era un mare bolnav, avea vreo 300 de zile cu dureri groaznice pe an, desi ori leșina din pricina durerii, mă rog. Și el făcea un elogiu bolii constant, spunea, abia boala m-a învățat și cu adevărat sănătatea. Abia, așa cum spunea el, așa cum pe Socrate numai plasarea în câmpul viciilor, că spune el, se vede pe figura lui Socrate, că era bețiv, că era femeiat, că avea toate viciile astea, dar plasarea constantă în viciu și meditația asupra virtuții fac la Socrate tensiunea asta care îi alimentează scrisul și îl fac credibil. Zicea Nietzsche, la fel și în cazul meu.
Faptul că am fost plasat în miezul bolii m-a făcut să înțeleg forța sănătății și să construiesc o tensiune între sănătate și boală care să mă facă, și asta era formula lui, să spun un da voios vieții cu toată suferința ei. Ei, acești elevi, dacă sunt ajutați de noi, ca în România asta, unor dezamăgitoare, altor plictisitoare, altor enervantă, unor toxică, dacă îi ajutăm să vadă că există atâtea insule de frumusețe care merită, care fac România să merite trăită, vor începe și ei să creadă în această frumusețe a ei, se vor aprinde de ea și vor merge mai departe. Asta, și faptul că nu e doar, cum să spun eu, nu e doar vorbă goală ce spun eu și nu e doar fraziologie, e arătat empiric exact de ce spuneam, de faptul că România arată din ce în ce mai bine, deși noi suntem, noi nu doar profesorii, noi cei trecuți de anumită vârstă suntem din ce în ce mai obosiți. Noi obosim, e obositor să tot construiești, dar generațiile tinere fac România să semene mai degrabă cu ce, să semene cu speranțele noastre, să semene din ce în ce mai mult cu ce speram că poate deveni România. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Da, și eu văd lucrurile cumva în același fel și cred că, da, până la urmă, fără credința asta, pentru că de credință e vorba, e și încredere, dar e în mod fundamental și credință în cei mai tineri decât noi și în cei care ne sunt puși în față ca educabili, cred că am pierde, până la urmă, sensul și plăcerea a ceea ce facem. Eu pot să-ți confirm, Radu, tu sigur ai pomenit Ale Carte, ai pomenit festivalul de la Bistrița, ai pomenit niște evenimente localizabile în calendar, nu, filitul la care participă de asemenea elevi și așa mai departe. Eu pot să-ți confirm din postura mult mai modestă a profesorului care are aproape întotdeauna un volum 2 de poezie în rucsac. Întotdeauna am spus că nu știi când se poate dărâma o clădire, se poate întâmpla ceva, să fii prins între dărâmături și e bine să ai cu tine cărți pentru că nu se știe cât stai acolo. Și nu de puține ori le-am citit tinerilor poezie și aproape de fiecare dată am obținut efectul ăla hipnotic despre care spui. La niște oameni care nu erau neapărat întotdeauna mari cititori de poezie, dar care au răspuns imediat frumuseții acelea concentrate despre care spui. Acum îți mărturisesc că aproape că am ajuns să mă tem pentru poeții care îmi plac foarte mult și printre care te numeri. Am ajuns să mă tem să n-ajungă în programa de bacalaureat pentru că nu știu dacă asta ar face foarte bine receptării operei lor în rândurile celor tineri. Radu, spui la un moment dat, dăm voie să citesc un paragraf din Zodia Cancerului, primul volum din jurnalul tău, în care spui așa: nu degeaba am vibrat atât la pagina aia din Paleologul care spunea că adevărata critică e arta de a admira. Iar admirația, o spune tot el, nu-i la îndemâna oricui. Nu oricine știe să admire. Împansez creierul de nătăfleț, dat în doaga admirației cu vorbele astea, pe care nu mai încape vorbă, le admir. Și aș fi vrut să te întreb ce și pe cine admiri și de ce admirația e atât de importantă până la urmă și până la urmă pentru noi. Admir... Mulți dintre oamenii pe care îi admir sunt oameni foarte cunoscuți, pe care îi admir și tu. Nu e nimic special în... Admir pe Mircea Cărtărescu, pe... admir... N-aș vrea să fac o listă, un pomelnic, pentru că uit. Dar, uite, unul dintre oamenii pe care îi admir cel mai mult este un om pe care nu l-am mai văzut de foarte mulți ani, dar care a însemnat foarte mult pentru mine. Era un năsudor, Ilie se numea, pe care l-am cunoscut în Crama Național din centrul Sibiului, care acum nu mai există. Și aveam 17 ani, mi-a pus în mână într-o seară trei cărți: Iehudul fără ieșire al lui Ionesc Pop, Arta Popescu al lui Cristian Popescu și Nostalgia lui Mircea Cărtărescu. Le-am citit în trei nopți succesive
Fiecare dintre ele a fost o revelație în sensul tare, mistic, îndrăznesc să spun, ca fiecare dintre ele a făcut niște foițe să cadă de pe ochi și să văd. Dar nu-l admir doar pentru că mi-a dat acele cărți. Pentru asta îi sunt doar recunoscător. Admirația vine din altceva. Admirația vine din felul, din modul tot mistic în care Ilie putea să iubească literatura. Era un sudor, este un sudor, pentru că trăiește. Nu l-am mai văzut de multă vreme, dar cred că tot cu asta se ocupă. Avea o triadă mistică, o triadă admirație extraordinară. Cioran, Cărtărescu și Proust. Pe ăștia iubea el cel mai tare. Știa, nu exagerez, sute de pagini pe de rost, de proză, memorată, avea o memorie fotografică extraordinară din ei. Ilie era o figură cristică, deși era foarte tânăr, 35 de ani probabil, dar mie mi se părea bătrân pe vremea aia, avea părul alb deja, era un tip slăbuț, cu o figură angulară, cu suferință așa amprentată cam plastilină pe față și începea să recite din aceste pagini de proză, râit, era foarte râit, îl aud și acum, de pildă începutul de la Lacrimi și Sfinți. M-am întrebat adeseori de unde vine de unde vin lacrimile. Lacrimile și m-am oprit la Sfinți, să fie ei responsabili de strălucirea lor amară. E o frază cu foarte multe râuri pe care râriala lui Ilie o făcea cumva lichid, așa să vibreze între pereția de cărămidă și recita din Cioran, cum zic, din Cărtărescu, din Proust, care el le spunea tuturor pe numele mic. Lui Proust îi spunea Marcel, nu Marcel, pentru că Ilie nu știa nicio limbă străină, dar și uneori începea chiar să plângă, dar la un mod deloc teatral. Era religia, el chiar era în literatură ca în religie. A fost, cred că, primul om pe care l-am văzut așa. Am văzut mulți oameni după aia, prin forța lucrurilor m-am mișcat prin medii literare, dar am văzut foarte puțină lume care să iubească literatura cu pasiunea lui Ilie. Și să admire scriitorii cu admirația asta fanatică a lui Ilie. Asta admir extraordinar de mult la el și asta mi se pare foarte prețios. Un om pentru care literatura e mult mai mult decât literatura. Eu asta am înțeles de la Ilie. Asta am înțeles de la Cărtărescu, din proza lui. Asta am înțeles din poezia lui Espop sau lui Cristian Popescu. Literatura adevărată e mult mai mult decât literatura. Nu e doar un discurs, sigur că e și un discurs inteligent și un discurs cultural și sofisticat și mai departe, dar este o formă de energie, de electromagnetism, de gravitație, mai precis spus, care atrage în jurul ei absolut tot ce ține de uman. Și te trece așa într-un dincolo literatura puternică, pagina are adâncime, pagina nu e un plan. Pagina are adâncime și te coboară în ea. Asta am înțeles de la Ilie Revnic, de la sudorul acesta pe care îl admir extraordinar de tare și după am admirat un șir destul de lung de oameni, de scriitori, de... Dar asta mi se pare mie admirabil. Un om care crede într-un lucru până când el începe să existe. Pentru că literatura nu există, de fapt, dacă nu credem în ea. Pentru un om care nu crede în literatura, o carte e doar o carte. O pagină e doar o pagină, care poate să aibă sau nu un anume sens. Dar goală. Pagina rămâne doar un plan. E nevoie să crezi în literatură pentru ca acea carte să se deschidă și să capete adâncime. Pentru ca mecanismul, pentru ca obiectul numit carte să capete gravitație în jurul lui și să adune tot umanul. Aștia sunt oamenii pe care îi admir. Cei care cred în lucruri până când încep să le facă să existe. Dăm voie să te citez încă o dată. Foarte scurt. Păstram fragmentul ăsta pentru ceva mai târziu, însă acum mi-ar veni mânușă. Spui, ca să fii scriitor, trebuie să te lași întâi strivit temeinic de frumusețe, până când creierul tău de sânge și oase se îmbibă în pagină deodată cu ea. Apoi, odată sângele tău îmbibat în pagină, poți trăi liniștit. Asta apropo și în completare la ideea că fără credința în literatură, literatura e doar o înșiruire de propoziții. Și mă gândeam așa la o analogie cu credința care face ca o icoană, de exemplu, să nu fie o simplă bucată de lemn colorată. Și oscilația asta între credința și necredința în literatură este evidentă și în proza ta, și în proza lui Mircea Cărtărescu, și, mă rog, în proza și poezia altor mari scriitori. Ioana Dumitru ne spune într-un comentariu:
Bună seara, admirația pentru Cărtărescu este evidentă în transparența. Începutul romanului amintește de el, e o rezonanță fecundă. Cu asta fac așa o trecere discretă, dar hotărâtă și spre spațiul comentariilor și întrebărilor care au început să vină dinspre cei care ne privesc. Încă o dată vă reamintesc că așteptăm întrebările și intervențiile fie înscris pe pagina de Facebook, fie înscris sau prin ViewGrai în Zoom. Avem profesor de română și nu numai, avem și elevi și profesori de alte specialități în seara asta alături de noi. Și Petrina e cu noi aici și Teodora e cu noi aici și mă bucur tare mult. Iar Mihaela Nicolae, de asemenea, profesoară admirabilă de limba română de la Buzău, întreabă așa: e mult echilibru în atitudinea dumneavoastră. Cum credeți că ne-am putea găsi toți profesorii de literatură eventual resursele pentru normalitate? E suficientă frumusețe în jur pentru asta? E foarte complicat să găsești echilibrul, în general, om fiind. Noi oamenii suntem o sumă de pulsiuni și e complicat să ții echilibrul, cum ar zice Freud, între libido și destrudo, între forțele care încearcă să ne construiască și forțele care încearcă să ne distrugă. E foarte adevărat că România ne ajută mult în ce privește destrudo. Ne ajută mult în ce privește forțele care să ne dezechilibreze. Face tot posibilul să găsim greu acest echilibru. Dar el există. Eu l-am văzut, tot exemplele empirice m-au ajutat. Cred că primul exemplu de mare echilibru a fost cel pe care l-am întâlnit în persoana lui Mircea Ivănescu. Un poet uriaș pe care îl iubesc foarte tare și în același timp un om de o naturalețe, de o bunătate extraordinar. Noi toți spunem, a devenit un clișeu, nu? Spunem că scriem ca să devenim mai buni. Sau muzicienii spun că fac muzică să devină mai buni și așa mai departe. Dar puțini dintre noi devin cu un milimetru mai buni prin propriu scris, prin propria artă, dacă e să fim sinceri. Ivănescu devenise cu adevărat bun. El devenise un om bun și generos, deși avusese de gestionat un dezechilibru interior extraordinar. El era un om care avea în miezul existenței lui două traume teribile. Una dată de sinuciderea fratelui mai mare, un frate mai mare cu 11 ani, o figură semipaternă, și una dată, o altă traumă dată de moartea unei surori tot mai mari, pe care nu o cunoscuse. El înțelesese în adolescență, a făcut calculul și și-a dat seama că a fost conceput în zilele de doliu de după moartea acelei surori. Deci că el era un înlocuitor, un ersatz, un copil făcut la disperare pentru a înlocui o ființă iubită dispărută. Și asta lui a dat convingerea că existența lui e o impostură, că fiecare respirație a lui e o impostură pentru că el nu merita să existe. Ei, astea sunt traumele pe care le găsești în poezia lui dacă sapi puțin, dacă dai la o parte suprafața ei. Și pe acest dezechilibru interior, pe această dublă traumă, cum vorbești de stele duble, poți vorbi și de traume duble, pe această dublă traumă internă, Ivănescu găsise forța, prin literatură în primul rând, să construiască echilibru, liniște și bunătate. Deci dacă un om care a avut de gestionat, de negociat cu asemenea traume teribile, a putut să devină echilibrat și chiar bun cu ajutorul literaturii, eu sunt convins că și noi putem face asta, oricare dintre noi. Dar echilibru nu înseamnă că nu te doare. Faptul că Ivănescu ajunsese un om bun și un tip echilibrat, nu înseamnă că pe el nu-l durea trauma asta. Echilibru nu înseamnă, cum spuneau grecii, adiaforie, care s-ar putea traduce la noi nasol prin nesimțire, nesimțire, să nu simți. A fi echilibrat nu înseamnă a nu mai simți, ci înseamnă a reuși să ții în echilibru nervii, toxicitatea de care vrând nevrând ne încărcăm, grație, știu eu, literaturii, familiei, prietenilor, muzicii, tuturor resurselor de frumusețe și de bunătate pe care le putem acumula din jur. Asta e foarte dificil. Nu spune nimeni că e ușor. Într-un fel, cel mai rar lucru de pe lume e echilibru sau bunătate. Astea cred că sunt resursele cele mai rare. Nu le vom atinge întotdeauna. Unii ori vom reuși dacă ne străduim. Cert este că lupta merită.
Și nu există rețete pentru asta, dar există, cu toții am văzut, oameni buni și oameni echilibrați. Pe ei trebuie să-i luăm ca exemplu. Prietenul și colegul Bogdan Silion face o remarcă pe care vreau să ți-o spun. Spune, transparența este și un omagiu literar adus lui Mircea Ivănescu. Presupun că nu se înșală. Cam așa am simțit și eu lucrurile. Nu se înșală, sigur, și mă bucur extraordinar de mult observația lui. Apare, nu, chiar dacă pasager, Mircea Ivănescu. Eu cred mult în... La Ivănescu am văzut că poezia este individuație, că nu e o vorbă goală. A spune că poezia înseamnă individuație, sinteza sinelui, cu cuvintele lui Jung. Că există oameni pe care literatura chiar îi schimbă. Și în transparență am vrut să fie prezent Ivănescu acolo, pentru că la el am văzut prima dată lucrul ăsta. Sunt în continuare convins, după 20 de ani, sau chiar 25 de ani, de fapt, de când l-am cunoscut, anul ăsta se fac 25 de ani, că așa funcționează lucrurile. Că dacă dai literaturii suficient, și ea îți va da înapoi suficient. Radu, atunci când am stabilit cumva, împreună cu colegii mei, titlul întâlnirii noastre de azi, cu care tu ai fost de acord, mi s-a părut, n-am avut aproape nicio ezitare și mi s-a părut aproape naturală alăturarea acestor trei termeni despre frumusețe, vertebrare și democrație. Am simțit că într-o bună măsură ei te caracterizează la fel de plenar și de vertical și de intens. Și poate pentru cei care, știu eu, îți cunosc poate mai puțin poezile publice sau opera sau activitatea, spune-ne un pic cum se pot lega aceste lucruri. Până la urmă, poetul n-ar trebui să fie un retras, un rupt de realitate. De ce își bate un poet capul cu democrația? De ce un poet a fost membru al unei dintre cele mai interesante și reprezentative, până la urmă, inițiative civice din ultimii ani, mă refer la Vă vedem din Sibiu, și nu numai. Tu ești, în general, văzut ca o voce importantă și reprezentativă a societății civile. Păi, eu cred că orice scriitor sau orice artist e liber să se implice civic, social, politic sau nu. Nu e nicio culpă morală nici într-o parte, nici în alta. Nu înseamnă că dacă nu te implici, că dacă îți vezi doar de scrisul tău, ești mai puțin ok etic decât dacă te implici. Sigur că toată opțiunea implicării sau nu devine dramatică și devine o discuție etică esențială, mai ales în dictaturi, în totalitarisme, în societăți iliberale, în modernități eșuate. Atunci, într-adevăr, cel care nu se implică pare un laș și pare cineva nefrecventabil etic. Mi-aduc aminte de o discuție rezumată de Milan Kundera într-un volum de eseuri. Kundera spune acolo că avea o discuție cu un prieten despre proza lui Bohumil Hrabal. Prietenul îi spunea lui Kundera, nu știu de ce l-admire atât pe Hrabal ăsta, pentru că nu semnează manifeste alături de noi, nu participă la proteste alături de noi și așa mai departe. Și Kundera i-a spus prietenului, dacă tu nu înțelegi că umorul din proza lui Hrabal e mai destabilizator pentru comunismul cehoslovac decât 100 de manifeste de ale noastre, nu înțelegi nimic din scris. Hrabal se ținea deoparte, nu participa la pozițiile publice, dar asta nu însemna că proza lui nu avea calitatea asta morală de a se opune totalitarismului din jur. Sau dacă tot am vorbit despre Ivănescu. Ivănescu nu vorbea niciodată despre el însuși. Era cel mai modest și mai, cum să-i spun eu, nu doar non-lăudăros. Omul care a evitat cel mai mult să vorbească despre sine dintre toți oamenii pe care i-am cunoscut eu vreodată. Dar cu vreo 2 ani înainte să moară, a vorbit despre el și asta m-a făcut foarte atent și mi-a spus așa. Radu, să știi că ce am încercat eu în poezia mea a fost să o scriu în așa fel încât dacă cineva peste 2-3 decenii va avea implauzibila idee să mă citească, să aibă impresia că a fost scrisă în libertate. Să aibă impresia că n-a existat comunism în România. Și mi-am dat seama că asta e, de fapt, tot o poziție profund politică, dacă vrei. A șterge răutatea istoriei, a șterge răutatea unui imperiu totalitar, ignorându-l total și construind un obiect artistic, ca și când acel imperiu al rolului n-a existat,
este tot o formă de a te opune radical, de a păstra cuvintele curate într-un imperiu al minciunii. După ce filozoful polonez Leszek Kołakowski panoramează comunismele planetei în The Main Currents of Marxism și le descrie tuturor tipologia, morfologia și patologia, ajunge la propoziția asta care e cumva crystal clear, nu e deloc teoretică și e memorabilă, zice textual, zice, minciuna e sufletul nemuritor al comunismului. Eu cred că minciuna e sufletul nemuritor și al fascismului, și al nazismului, al legionarismului, a gardismului, a tuturor totalitarismelor. Toate totalitarismele sunt minciună transformată în instituții. Sunt o rețea de instituții ale minciunii. Ei bine, când în mijlocul unei astfel de imperiu al minciunii, tu reușești să ții cuvintele curate, indiferent dacă ești implicat politic, fățiș sau nu, scrisul tău este etic. Este etic și participă la devoalarea minciunii generalizate. E ceea ce a spus și Solzhenitsyn în memoriile lui. Asta spune el. De asta sunt atât de periculoși scriitorii pentru regimurile totalitare. Pentru că bucățica lor de adevăr, micul lor adevăr personal, care poate să fie doar un adevăr al unei poezii de dragoste sau adevărul unei poezii funebre, tanatofore, să zicem, fără temă politică, este în coliziune directă cu marea minciună din jur. Și așa s-a făcut că în multe imperii totalitare, poeme scrise fără intenție politică au ajuns prin adevărul lor intern, prin faptul că ele conțineau un adevăr personal, să fie citite politic de oameni. De exemplu, Regviemul Anii Akhmatova, unul din marile ei poeme, pe care ea l-a tot amplificat de la cu vremea, dar la început era doar un poem mic, funebru, de rămas bun, față de cineva care murise, că de era un regviem. Oamenii, rușii, pentru rușii l-a însemnat un mare poem politic. L-au învățat pe de roșii și îl recitau ca pe un poem politic, acest Regviem al Anii Akhmatova. Și mai sunt multe exemple. Scriitorul salvează fragmente de adevăr personal, indiferent dacă se implică politic sau nu, și asta este etica lui. Anul trecut, în toamnă, s-au împlinit 100 de ani de la înființarea PEN la Londra, în 1921. Am participat la Congresul Centenar și Salman Rushdie, care ținea una dintre conferințele PEN, a primit o întrebare din public. A fost întrebat de ce politicianul simte în mod natural un adversar în scriitor. De ce se împiedică de noi? Că nu toți scriitorii sunt obraznici cu politicieni. Nu toți sunt ca unele obrăznicături de scriitori care țin să certe politicieni. Da? Dar ei simt în mod natural un adversar în scriitor. De ce? Și Rushdie a răspuns așa, a zis ce au în comun și politicianul și scriitorul e faptul că amândoi încearcă să controleze narațiunea. Politicianul vrea să controleze un tip de narațiune, nu, care să devină credibilă în ochii publicului. Scriitorul la fel, vrea să controleze narațiunea. Și chiar dacă scriitorul nu vrea să intre în coliziune cu politicianul, va intra din cauza asta, din pricina asta. Ei, controlând narațiunea în sensul în care tu îi imprimi adevăr personal, fie el politic sau nu, tu comiți un gest politic, literatura ta e politică și etică în același timp, astfel. Și aș încheia zicând că s-a văzut recent, când Putin declară războiul, nu declară război de fapt, nu? Declară operațiune militară specială și spune că nu atacă, ci că se apără și că statul agresor e Ucraina. Scriitorii au reacționat imediat și pe Sankt Petersburg, și pe Moscova, și pe Polonia, și pe România. Noi am fost primele PEN care am reacționat și apoi PEN International ca atare a adunat peste 1000 de semnături de scriitori, unii dintre ei laureați Nobel chiar, într-un text public publicat și în The Guardian, în care asta spuneau scriitorii din rețeaua PEN. Adevărul este că Rusia e statul agresor, Ucraina e statul victimă, nu trebuie să lăsăm Rusia să controleze narațiunea. Și la o lună distanță se vede că Rusia a ieșuat. Narațiunea este cea impusă de oamenii care au ținut să spună adevărul, de jurnaliștii, scriitorii care au ținut să spună adevărul. Asta face un scriitor, de fapt. Spune adevărul lui personal, indiferent dacă se implică civic și politic sau nu, sau social, și ține ca el să fie... ca el să fie real. Singura cedare etică majoră a scriitorului e când el alege să servească minciuna, instituțiile minciunii despre care am vorbit. Până la urmă,
Ăsta e, aș spune, visul ideologic, nu, al totalitarismului, de a produce o singură narațiune care informează, descrie și explică fiecare milimetru pătrat din real sau milimetru cub al realității. Și mai când vine să mă întreb dacă nu e o imposibilitate, până la urmă, un soi de neputință chiar în inima oricărui proiect totalitar. Pentru că nu văd cum ar putea, până la urmă, să-i reușească cuiva un asemenea plan. În timp ce vorbeai despre rockerii aceia care cântau despre fotografii războiului din Ucraina și așa mai departe, mi-a venit în minte un fragment din memoriile Evgeniei Ginzburg, în care femeile, mă rog, deținute politic, în drum spre Siberia, stăteau și o ascultau, ea fiind profesoară de literatură, o ascultau recitând ore întregi din memorie. Și la un moment dat un gardian a oprit trenul, a intrat în vagon și a spus: ok, scoateți cartea. Nu avem o carte, nu se poate, v-am auzit, recitați de ore întregi, dați-ne cartea. Și până la urmă au trebuit să-i fac o demonstrație ca să vadă că nu există acolo o carte. Dacă tot ai pomenit războiul din Ucraina, Radu, eu, urmărindu-ți în general postările publice și poziile publice, am remarcat, ca și în alte cazuri, în ceea ce te privește, că discursul tău de obicei și în mod normal atât de nuanțat și atât de plin de, știu eu, tot de glose și interpretări etice de finețe, tinde să devină foarte limpede și chiar dihotomic în preajma unor evenimente de tipul ăsta. Când, nu de puține ori, vii și spui: nu, ne oprim, nu mai e nimic aici de relativizat, binele e într-o parte, rău e într-o altă parte. Există, să înțeleg, asemenea momente când binele și rău se polarizează decisiv, iar a mai relativiza sau a mai crea nuanțe devine în sine o poziție neetică, nu? Exact despre asta e vorba. Introduce nuanțe în situații de genul ăsta, în situații în care un stat elimină fizic civili, copii, bătrâni și așa mai departe, este o formă de profundă lipsă de moralitate, care pe mine mă dezgustă și de asta țin să nu permit astfel de nuanțe într-o situație de viață și de moarte. Sigur că în vremuri de pace, în vremuri normale, tocmai asta trebuie să țină scriitorul, să introducă nuanțele, să permită discuția, să nu permită adevărului să fie confiscat de o singură parte. Eu sunt un pluralist în termenii lui Berlin. Eu cred că nu există o singură narațiune despre adevăr, ci cred că există mai multe adevăruri, mai multe discursuri despre adevăr care parțial se suprapun, alteori pot fi contradictorii în anumite zone ale lor și așa mai departe. Asta înseamnă pluralistul și este opusul totalitarului, nu? Totalitarul e cel care crede că există o unică narațiune cu un unic set de valori și așa mai departe. Însă în cazul războiului, în cazul uciderii copiilor, ce nuanțe poți să mai spui? Ce nuanțe poți să mai introduci? E pentru mine un moment de claritate morală cu termenul inventat în anii 80 de cineva. Claritatea morală îți cere să spui că victima e victimă și să fii de partea ei. Asta, sigur că orice om trebuie să facă asta și artistul de asemenea. Unul dintre lucrurile admirabile la Homer e că, deși era grec, era de partea victimelor troiene. Dacă citești Iliada și Odiseea atent, dar de fapt nici nu trebuie să o citești atent, observi că simpatia lui Homer este pentru troieni. Este pentru Priam, este pentru Hector, pentru Hecuba, pentru victimele distruse de războiul, de agresiune ale concetățenilor, compatrioților lui Homer. Și asta arată că Homer a înțeles că poezia trebuie să fie de partea victimelor întotdeauna, de partea învinșilor, de partea celor ale căror voci sunt distruse fizic, acolo e locul poeziei.
Trebuie să dea, cum va spune Havel, peste 2500, mai mult de 2500 de ani de la Homer, este puterea celor fără de putere, vocea celor fără de voce. Asta trebuie să fie arta. Și de asta, pentru mine, rușii care țin să spun adevărul, riscându-și libertatea și chiar viața, sunt la fel de eroi ca și ucrainenii care se luptă pentru propria lor viață. Rușii sunt, într-un fel, dacă vrei, sunt echivalentul compasiunii homerice. Ei compătimesc cu victima. Ei sunt alături de victimă, de cel agresat, de cel ucis, de cel distrus. Nu stau să introducă, ei la rândul lor nu stau să introducă nuanțe care în cazul ăsta sunt nuanțe criminale. Există nuanțe ale nuanțe care fac răul posibil. Răul se pricepe la asta, nu? Diabolein înseamnă cel care a dezbina, nu? Dezbinarea criminală intervine în cazuri din astea de viață și de moarte prin astfel de nuanțe. În rest, în vremuri de pace, am ținut întotdeauna să introduc nuanțele. Am ținut întotdeauna să se audă și cealaltă parte. Am ținut întotdeauna să fac după puterile mele ca blocurile să poată coexista, blocurile ideologice diferite. Să poată coexista câtă vreme joacă în cadrul framework-ului democratic. Da? Trebuie, fie că ești de stânga sau de dreapta sau de centru, stânga, centru, dreapta sau orice ai fi, trebuie să te asiguri că există reprezentate toate vocile în cetate. Dar vocile care ies în afara jocului democratic, vocile de extremă și de stângă și de extremă dreaptă, pentru mine nu sunt admisibile. La fel, vocile care pledează în favoarea războiului, care introduc nuanțe care de fapt lucrează pentru război, pentru mine nu sunt admisibile. Sunt admisibile numai acele voci care în cetate fac posibilă coexistența și care diminuează cantitatea de suferință și care anulează distrugerea fizică a celuilalt. Ori nuanțele în cazul războiului, nuanțele care joacă în favoarea agresorului, fac crima posibilă. De asta sunt pentru mine inacceptabile. Orice discurs al crimei, orice discurs în favoarea morții, pentru mine este inacceptabil. Iar nuanțele care joacă în favoarea agresorului, în favoarea agentului crimei, pentru mine sunt criminale ele însă. Da, mă gândeam în timp ce vorbeai, Radu, până la urmă diferitele momente, hai să spunem așa, diferitele momente ale spațiului moral. Nu știu dacă am găsit neapărat cea mai fericită formulă, dar mă gândesc că pe undeva în vremurile totalitare asistăm la acest tip de polarizare evidentă a binelui și răului, astfel încât devine foarte greu să nu le deosebești. Că nu poți alege ușor, apropo de rușii pe care îi pomeneai, dar sigur ne putem gândi și la românii de dinainte din 89, că nu e foarte ușor să alegi o existență manifestă de partea binelui pentru că ai costuri personale uriașe și riscuri personale uriașe. Sigur că e o chestiune de înțeles, dar mă gândesc că acum în vremuri netotalitare, cum din fericire ne e dat să trăim, competența etică ține mai degrabă de capacitatea de a ține vii și de a duce cu tine zi de zi în griul cotidian în care binele și răul sunt amestecate în moduri mult mai puțin evidente, de a duce cu noi nordul ăsta moral, anumite principii, anumite valori și anumite virtuți. Tu ai început foarte optimist discursul din seara asta spunând că societatea românească arată nesperat de bine în raport cu clasa ei politică și țin să spun că mi-ar plăcea să te cred, însă mi-e greu să te cred până la capăt și am să explic de ce spun asta. Spun asta pentru că de foarte multe ori am simțit că succesul acestei clase politice vine și din faptul că reprezintă încă o bună imagine a felului în care o parte a societății încă își reprezintă spațiul moral. Și sigur, acum putem specula foarte mult care e partea mai consistentă sau care e partea mai puțin consistentă, însă aș vrea să te întreb, Radu, pentru
colegii mei, dar în special pentru elevii mei și poate studenții care ne urmăresc. Aș vrea să te întreb de ce este până la urmă nevoie de principialitate, de moralitate și de valori. Pentru că îți mărturisesc, am auzit foarte rar discuții despre valori în școală. Am auzit mult mai des discuții despre examene, am auzit mult mai des discuții despre premii, despre valori și despre moralitate se vorbește totuși puțin și fără să te contrazic, și eu cred profund în tânăra generație, te întreb de ce sunt ele importante. N-ar fi viața ceva mai simplă într-o țară ca România fără ele? Binele e întotdeauna mai complicat. E mai complicat de făcut și de pus în practică, nu? Valorile care încearcă să agrege comunități ale binelui sunt întotdeauna mai greu de urmărit. E evident mai ușoară descurcăreala, e mai ușoară mica înțelegere, e mai ușor corupția, e mai ușoară corupția, poate fi definită și astfel, ca un shortcut între diverse zone ale socialului care obțin mai ușor un beneficiu, obțin nemeritat de ușor un beneficiu. Asta poate să însemne corupția, nu? Binele e mai complicat, e mai greu, e mai dificil, dar în același timp el îți aduce ceva, îți aduce o viață semnificativă și o să explic ce înțeleg prin asta. Dar înainte de a spune asta, poate ți-aduce aminte în cărțile astea de popularizare, care conțin și prostii, dar și lucruri remarcabile ale lui Harari, care e foarte la modă, sau era cel puțin foarte la modă până acum un an, doi. El fiind un om inteligent, fără îndoială, dar Harari spune undeva un lucru pe care îl crede. Spune, lucrul cu care trebuie să lupte guvernele tot mai mult și pe care trebuie să-l conștientizeze, este sentimentul general de irelevanță pe care, la nivel personal, îl resimte aproape toată lumea într-un mod tot mai marcat. Omul se simte tot mai lipsit de relevanță. Viața fiecăruia dintre noi pare din ce în ce mai irelevantă, mai lipsită de semnificație și asta, zice Harari, într-un mod paradoxal, vine și din cantitatea tot mai mare de timp liber pe care o avem la dispoziție. Într-un mod ciudat, nu reușim să umplem timpul ăsta cu semnificație, cu relevanță. Și asta ne face, spune el, să glisăm înspre totalitarisme, înspre extreme, înspre iliberalisme, înspre populisme, dacă vrei. Da? Și zice, asta se va vedea pe toată planeta și are dreptate, se vede tot mai clar. Ascensiunea populismelor și a extremismelor va fi tot mai limpede, iar ce au de făcut cei care își asumă guvernanța este să genereze, să facă posibilă relevanța vieții, să facă posibil ca viețile noastre să redevină relevante. Ei bine, a munci serios și curat și onest pentru niște scopuri îți poate da vieții tale acea relevanță, acea semnificație, fără de care viața ta devine realmente irelevantă și te face profund nefericit, chiar dacă prin corupție, să zicem tu, e plină lumea de mari corupți nefericiți, nu știu dacă ai văzut. Nu doar pentru că nu mai au, li s-a interzis accesul la băncile europene și nu-și mai pot face vacanțele în iahturi și așa mai departe, dar există o grămadă enormă de oameni foarte bogați și foarte nefericiți. Pentru că au pierdut exact relevanța asta, semnificația asta vieții despre care vorbeam. Și pe care munca onestă pentru atingerea unor scopuri, munca banală pentru niște valori, o obține în schimb. Și mă întorc la viața semnificativă. Ortega y Gasset, filozoful spaniol, spunea acum un secol, dar rămâne valabilă fraza lui, spunea, o națiune este un proiect de viață semnificativă în comun. E, asta poți să obții cu valorile. Poți să obții o viață semnificativă pe care să trăiești în comun cu ceilalți. În absența valorilor asta e imposibil și asta va genera, dacă nu reușești să construiești această viață semnificativă în comun, dacă nu-i poți desena proiectul,
Pot să-ți garantez că vei fi un om profund nefericit oricât de mulți bani ai obține, oricât de multe legitimări externe ale succesului tău social vei avea. Vei rămâne un om cu un sentiment de irelevanță, cu o goliciune interioară, care te va frustra tot mai tare, te va chinui tot mai tare și pe care nu vei ști cu ce să umpli. Atât deocamdată. Dăm voie să citesc un comentariu foarte frumos de la doamna Adriana Ioniță, care spune așa: am luat cu mine în Dublin și Transparența, alături de alte cărți esențiale. Radu Vancu este autentic, de aceea este fascinantă scriitura lui. Dihotomia aparență, transparență, vulnerabilitate este topită și abrogată de frumusețe care va mântui lumea, după cum știm. Unde se situează poetul în raport cu limbajul licențios și considerat estetic din poezia actuală? Avem, sigur, și tu aparții poeziei actuale. Spune-ne ceva și despre eventuala licențiozitate de care e pomenit aici, dar și despre generația aceasta și generațiile mai recente din poezia română. Eu sunt pentru democrație integrală și în literatură, adică pentru democrația cuvintelor. În literatură au drept de existență toate cuvintele din dicționar. Chiar, mă rog, dicționarul român e un dicționar foarte pudic, neștiințific de pudic, ca să zic așa. În marile dicționare, în Larousse, în Longman, în toate dicționarele mari există și cuvintele buruienoase, licențioase, urâte, înjurăturile. Academicienii noștri sunt foarte pudici și se comportă ca și când ele n-ar exista în limba română și nu le găsești în dicționare. Ca și când, dacă ai ieșit pe stradă, n-ai auzit sau înjurăturile pe care le-am auzit în jur ar fi inexistente. Literatura trebuie să fie oglinda lumii. Când descrii un mediu, când un prozator descrie un mediu lumpen, e normal ca oamenii de acolo să înjure. Asta nu înseamnă că el este licențios într-un mod gratuit. Când poezia alege să descrie tot zone din astea lumpen, să zicem, ale lumii, e normal să existe înjurături. Ar fi nefiresc ca ele să nu existe. Există înjurături și la există înjurături la Petronius, dintre la mari latini, există înjurături la Rabelais, dacă veni la francezi. Există la Balzac, există peste în toată marea proză, la Joyce nu mai vorbesc. În toată marea proză a lumii există zone de licențiozitate. Asta nu înseamnă însă că proza respectivă are vreo scădere estetică. Cum zic, eu sunt pentru democrația integrală, inclusiv în literatură, cu condiția, firește, ca scriitorul să fie cu adevărat scriitor. Dimpotrivă, aș reproșa poeziei române și, de fapt, literaturii române, un exces de pudicitate. Asta mi se pare un defect important al ei. Există prozatori realiști care se comportă ca și când zonele astea ale existenței, zonele ei lumpen, ar fi absente. Pe mine nu mă deranjează decât literatura proscrisă. Nu mă deranjează faptul că sunt folosite anumite cuvinte. Etica în literatură înseamnă ca în orice, e banal ce spun, dar etica literară înseamnă doar calitatea obiectului literar. Asta e ceea ce îi măsoară. Etică e literatura bine scrisă. Faptul că ea se ocupă și de zone pe care noi le numim, le putem socoti revulsive, de disgrațioase, face parte, e un drept obținut odată cu modernitatea. Baudelaire spune undeva în finalul unui poem, spune au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau, până dincolo, până la capătul necunoscutului, ca să găsim noul. Noul înseamnă zone în care literatura nu ajunsese până atunci, în care arta nu îndrăznise să se calce până atunci. Extinderea domeniului luptei, cum spune un prozator francez contemporan. Ăsta e scopul literaturii pentru modern. De asta Arghezi face în Flor de... Probabil că Flor de Mucigai e cel mai curajos volum de poezie scris în limba română vreodată. Și e scris de un poet care avea 51 de ani, gândiți-vă. Nu era un tiner, nu era un adolescent chinuit de hormon, de explozia hormonală. Era un om care debutase la 47 de ani, deci foarte târziu, un volum cu 4 ani înainte, cu cuvintele potrivite,
care îl impuseseră, s-a spus odată cu cuvintele potrivite, Argezi a fost așezat alături de Eminescu. A fost clasicizat din timpul vieții, a fost transformat într-o statuie la 47 de ani. Iar neastâmpărul, demonia internă a lui Argezi, care nu era moșulică cu bască și cu un cioc de țigară în colțul gurii pe care îl vedem noi în reproduceri, ci era un artist de un curaj extraordinar, îl face să publice Florile de Mucigai, care și astăzi ar fi socotit un volum inacceptabil și licențios. Sunt poeme despre masturbare în Flori de Mucigai. Sunt poeme despre viol. Sunt poeme despre o grămadă de poezie extraordinară despre suferință, despre cadavre, despre tortură chiar, despre oameni închiși pe nedrept. E o traversare a infernului care pe alții putea să-i coste. Chiar tot în anii ăia, tânărul Gio Bogza scoate de asemenea două volume foarte curajoase de poezie, dar pentru că el era un tânăr fără niciun fel de anvergură literară încă, este arestat și are probleme cu poliția. Își publică unul dintre volume însoțite de amprentele digitale, ca să nu se mai chinie poliția când îl aresteze să ia amprentele. Își publică volumul, pune amprentele la începutul volumului, știu că mă veți aresta, astea sunt amprentele mele, iată. Argezi era mai puțin curajos decât Bogdan Flori de Mucigai. Era la fel de dispus să riște, la fel de dispus să șocheze, să îngrețoșeze chiar gustul comun, numai de dragul extinderii domeniului luptei, ca să ducă arta unde ea nu mai călcase niciodată, să câștige pentru poezie teritorii considerate antipoetice. Într-o bună măsură, generația 2000 a făcut și ea lucrul ăsta. Sigur, cu orgoliu că o face pentru prima dată, dar nu o făcea pentru prima dată. Argezi, Bogza, Gelu Naum, o făcuseră înaintea noastră cu 7 decenii. Dar poeții foarte buni aici și poetele foarte bune, poate fetele au fost mai curajoase chiar decât noi, decât poeții, în generația 2000, au avut curaj să meargă în zonele astea, repet, revulsive, prea corporale, prea în care să se ocupe și de dejecțiile corpului. Eu socotesc asta o mare calitate etică a generației noastre. Faptul că a avut curajul să ducă, să extindă domeniul poeziei și, unde, și acolo unde poezia nu avusese înainte drept de existență. Și aș încheia răspunsul ăsta zicând așa. Nietzsche, după cum îți aduce aminte, în ultima carte publicată înainte să nebunească, Nece Homo, își trece în revistă cărțile importante. Spune cumva undeva pe la începutul cărții, zice, oricum oamenii nu știu să citească, omenirea e stupidă, știm asta din toată istoria ei, mai bine rezum eu cărțile în 2, 3, 4 pagini, spun ce am vrut să zic în fiecare din cărțile importante, pentru ca posterității să-i fie mai ușor. Și scrie 3 capitole care se cheamă De ce sunt eu atât de inteligent? De ce sunt eu atât de înțelept? De ce scriu eu cărți atât de bune? Așa se cheamă primele 3 capitole. Sigur că îi plăcea să provoace, să facă pe afurisitul și era afurisit. După care, când ajunge la Aurora, cu subtitlul sau Despre morală ca prejudecată, Nietzsche spune așa. Am fost acuzat că sunt anticreștin, nu e adevărat, zice el, dimpotrivă, pentru adevărații creștini am avut mereu respect, dar zice Nietzsche, în esență a existat un singur creștin și acela a murit pe cruce. Bun, și trece mai departe și spune, ce am vrut eu să fac în toată filozofia mea a fost să câștig pentru morală lucruri considerate până atunci a fi în afara morale. Să câștig pentru etică lucruri considerate până atunci a fi în afara eticii. Tot de o extindere a domeniului luptei era. Și asta face etica lui Nietzsche atât de admirabilă. Asta face, schimbând, venind înspre poezie, asta face pentru mine atât de admirabilă literatura care are curajul să se ducă în afara zonei considerate până atunci literare, admisibilă, ca normă etică în literatură și așa mai departe. Și acum sunt bucuros să constat că s-a normalizat asta în literatură. Mă întreb cu ce limite vor lupta generațiile de după noi, că asta e foarte important. E important să ai niște limite cu care să lupți în literatură. Un jurnalist american care a trăit în Franța, Donald Morrison, a scris cândva un text, nu de mult, dar e un deceniu totuși, a scris un text în care, provocator, în care spunea că numai totalitarismele pot genera capodopere. Pentru că numai în totalitarism există limite tragice, teribile, radicale, cu care artistul să se lupte. Și a curs multă cerneală pro și contra acestei idei. Eu sunt contra ei. Eu cred că există limite radicale și în democrațiile liberale. Corpul e o limită radicală. Bolile pe care poți să le ai
sunt o limită radicală, limba e o limită radicală, familia e o limită radicală, mediul profesional și social în care te miști poate fi o limită radicală. Ai limite radicale cu care să te lupți, slavă Domnului, oriunde pe planeta asta. Din fericire, viața nu e nicăieri atât de prietenoasă încât să nu mai existe limite pentru noi. Dar mă întreb și sunt foarte curios ce limite radicale vor identifica cei care au acum 20-25 de ani și încep literatură. Am o curiozitate și profesională, dar și umană pentru asta. Pentru că știu că lumea va arăta, lumea se va modifica în funcție de aceste limite pe care le vor identifica și le vor inventa în bună măsură acești scriitori și filozofi ai generațiilor care, repet, sunt acum pe la 20-25 de ani și esențial și pentru noi cei mai în vârstă să învățăm cum să recunoaștem aceste limite și cum să negociem cu ele și cum să ce tip de relație să avem cu ele. De asta țin la literatura care ține să depășească granițele existente ale literaturii, la filozofia care ține să depășească ce s-a obținut în filozofie și așa mai departe. Da, mulțumesc mult, Radu, pentru discursul pasionant și pasional care ți iese de fiecare dată când vorbești despre literatură. Se vede că vorbești despre o iubire și nu despre o ocupație. Mă gândeam așa, ușor amuzat în timp ce vorbeai, că probabil, fără să-ți dorești neapărat, ai reușit să faci ceva ce profesorii de română vor privi cu invidie în general. Cred că ai reușit să convingi elevii să citească integral volumul Flori de Mucigai. Ar fi fost foarte utilă discuția asta să știi acum vreo 3 zile înainte de subiectul de la simulare. Din câte știu, Arghezi s-a dat la unul dintre subiecte. Dar uite, n-am avut intuiția să ne vedem un pic mai repede. Deci, literatura, Radu, nu e ornamentală. E despre, nu e doar o cale de a obține, până la urmă, plăcere sau relaxare în anumite momente, ci e mult mai mult decât atât. E, până la urmă, o joacă și un joc și o punere în chestiunea umanului în fiecare moment, în moduri, până la urmă, foarte radicale și foarte decisive. Îmi vei permite să vin și cu ultim citat pentru seara asta, dintre cele pe care le-am selectat. Este din Răul, din jurnalul tău. Spui așa, 15 septembrie 2017, Mircea, e vorba de Mircea Cărtărescu, vorbește în speech despre poezie ca Dead Cat of the World. E imaginea atât de dragă lui Salinger, în care un înțelept zen spune că cel mai neprețuit lucru din lume e o pisică moartă, fiindcă nimeni nu pune preț pe ea. Iar poezia e neprețuită, fiindcă nimeni nu pune preț pe ea și nimeni nu o poate vinde sau cumpăra. În fond, ceea ce nu poate fi prețuit, nu poate fi vândut și nu poate fi cumpărat. Este poezia, Radu, și literatura în general, doar pentru orele de română sau îi vezi un loc mai fundamental în școală? Mă vei ierta că aduc tot timpul discuția la școală și la educație, însă e, hai să spunem, pasiunea și obsesia mea. Și mai mult decât atât, fac asta pentru că întotdeauna am pledat pentru o educație totală, o educație care să nu se încurce în șireturile disciplinelor. Și nu odată am spus că am învățat uneori mult mai multă pedagogie din cărți de literatură decât din cărți de pedagogie. Sigur că asta mă făcea să sun probabil un pic bizar în ochii celor mai mulți dintre colegii mei, dar chiar spun prostii sau literatura are o valență formativă fundamentală? Și sunt în deplin acord cu tine. Literatura e individuație, adică e formare, e sinteza sinelui. Aș ataca problema spunând că poate paradoxal, literatura de fapt e foarte nepotrivită pentru școală, chiar dacă e formativă. Și ca să se vadă că nu fac paradoxuri, Pessoa spune undeva, spune poezia e marele indisciplinator.
Poezia te învață să fii indisciplinat, să ieși din rând, să fii tu însuți sau tu însăți, să fii obraznic sau obraznică câteodată, mă rog, să fii non-inseriabil. Ori școala are nevoie de disciplină. Asta e adevărul. Materiile școlare se numeau, nu știu dacă se mai numesc, disciplină școlară. Are nevoie de o disciplină, de subiecte comune care să poată fi cantificabile pentru a putea evalua într-un mod cantificabil și cât mai just și mai onest elevii, nu, și elevele. De asta, în manuale ajung poeziile mai disciplinate, din păcate. E normal să fie așa. Poetul nu, cel care face manuale nu poate selecta poeziile cele mai sălbatice, dar acolo e cu adevărat literatura. Acolo e cu adevărat poezia. În starea ei sălbatică, indisciplinată, afurisită, în poezii care ar fi un scandal dacă ar fi prezente în manualele de literatură din școală, în texte, poetul în stare sălbatică, cum spunea cineva despre Rimbaud. Aia e adevărata literatură, aia e adevărata artă, cea care incendiază pagina. Și de asta manualele de literatură conțin varianta îmblânzită a literaturii, conțin varianta domesticită a literaturii. Ele sunt față de literatură ceea ce este grădina zoologică față de natură. Astea sunt manualele de literatură. Sunt o variantă utilizabilă, fără pericole, a unei forme de frumusețe care, sigur, ca orice formă de frumusețe, poate să fie uneori și periculoasă. De asta eu nu sunt supărat pe manuale neapărat. Adică sunt manuale foarte bune, sunt și manuale mai puțin bune, sunt și manuale proaste pe lume, că asta e democrația inteligenței, nu? E răspândită în grade diferite în lume, dar adevărul e că literatura, artele în general, au o forță formativă, nu doar o valență formativă, au o forță formativă extraordinară. Învățământul francez, de pildă, știi bine ce accent extraordinar pune pe arte. De când sunt mici, copiii fac instrument la școală, până când găsesc un instrument care li se potrivește, și ajung, după ce termină liceul, să cânte onorabil la cel puțin un instrument. Pentru că știu profesorii că muzica este formativă și muzica este individuație. Eu am văzut cu ochii mei în gara din Lyon, agent de pază, cel care păzea gara, cântând splendid Ian Tiersen, muzica din Amélie Poulain, la pianul din interiorul gării. Pentru că el, deși era un agent, un polițist local, cum ar veni, în liceul pe care îl făcuse, studiase instrument. Muzica la noi, mă tem că este printre disciplinele cenușărese la școală. Nu, poate greșesc, poate s-au mai schimbat lucrurile, dar cred că nu-i luată foarte în serios în arhitectura instituțională a unei școli. Desenul, literatura tot așa e predată în Franța. Și nu doar în Franța, și în țările scandinave în ultimele două decenii. Ca un mod de a te învăța cum să răspunzi la lume. O disciplină, să folosesc terminologia școlară, care te formează și te învață cum să răspunzi la întrebările lumii. Știi că asta au început scandinavii mai ales. Au început să aducă la ore scriitori, la orele de literatură. Să aducă scriitori vii pentru ca eleva să vadă că scriitorul, sigur că îl aduceau și ca pe un animal ciudat așa, să vadă că există și genul ăsta de bizarerie pe lume, dar dincolo de glumă, să vadă că scriitorul este un om care trăiește într-o lume ca și ei, care folosește ca și ei telefoane mobile, laptopuri și așa mai departe, care e atent la fel ca și ei, la filme, la muzici, la politică, la cele din jur, care are întrebări, frământări, bucurii, spaime similare cu ale lor și că literatura, de fapt, scrisul, îl ajută să reacționeze mai ordonat și mai îmbogățitor cumva la lume. Adică ești un om mai bogat interior dacă poți folosi literatura la citirea lumii, la înțelegerea lumii. Pentru că, de fapt, nu citești literatura, ci citești lumea. Asta învață, de fapt, profesorii în aceste școli pe elevi. Că de fapt, tu nu citești neapărat un autor vechi, ci îți formezi instrumente cu care să citești lumea din jurul tău. Asta face literatura. Și cu care te citești pe tine în ultimă instanță. De asta sunt sigur că ai perfectă dreptate când spui că în literatură găsești instrumente pedagogice esențiale. Sunt sigur că romanele bune pot fi folosite și la ore de filozofie, și la ore de psihologie, și la ore de educație civică și socială și politică.
și așa mai departe. Literatura conține aproape integral omul și tot, cu toată bogăția lui umană. De asta ne ajută să ne... De asta e o energie formativă atât de bună în ea. Frumusețea literaturii, îți dau un comentariu și o întrebare, se suprapune peste iubirea față de adevăr. Acest crez existențial nu îl pune pe scriitor în antiteză cu discursul politic. Mă gândesc aici și la inițiativa dumneavoastră vis-a-vis de situația lui Ahmet Altan. Dacă vrei să ne spui puțin. Poate, ca să dau puțin context, mulțumesc pentru întrebarea asta și pentru toate celelalte. Scriitorii, membrii PEN România au scris 11 scrisori anul trecut către 11 scriitori turci închiși în pușcările politice din Turcia, evident, închiși pe nedrept. Una dintre ele era o scriitoare, o jurnalistă, de fapt, închisă de când avea 21 sau 22 de ani, din 2002 până astăzi. Deci anul trecut avea 19 ani de detenție neîntreruptă, fără să fi fost condamnată, de fapt, pentru ceva. A fost acuzată că e comunistă. Pur și simplu atât. A fost de ajuns pentru că scrisese un articol neplăcut lui Erdoğan. Da? Un articol anti-Erdoğan. Fusese arestată, închisă. Avea o fată născută, fusese închisă când era gravidă. Era însărcinată și născuse în închisoare și fata era deja majoră în afara închisorii. Deci genul ăsta de oameni își petrec o mare parte din viață în închisori pentru că au ghinionul să se nască în zone iliberale sau totalitare, au ghinionul să creadă că adevărul există și au ghinionul să aibă suficientă forță interioară pentru a vorbi despre adevăr. Și tiranul nu stă la discuții. Unii ori te omoară, alte ori te închide. Și atunci 11 scriitori români au scris către 11 scriitori turci la inițiativa unui jurnalist turc care e la rândul lui persoana non grata și s-a refugiat în România, Necdet Çelik. Statul turc a cerut extrădarea lui în Turcia pentru a-l închide și statul român, spre lauda lui, a refuzat să-l dea pe acest domn, Necdet Çelik, lui Erdoğan. Și domnul Çelik a tradus în turc aceste scrisori și s-a îngrijit ca ele să ajungă după gratii în închisorile turce. Și unii dintre ei au și răspuns. Și a fost foarte emoționant. I-a răspuns, de pildă, Ioanei Baetica, un scriitor turc. Ioana Baetica, nu, ea trăiește în Marea Britanie și îi scrisese de acolo scrisoarea și el spunea cât de mult a însemnat o scrisoare primită de el într-o închisoare din Turcia, de la o scriitoare româncă trăitoare în Marea Britanie, de care el, prin forța lucrurilor, nu auzise. Dar lupta lui era semnificativă pentru cineva. Lupta lui pentru adevăr însemna mult pentru un alt scriitor complet necunoscut dintr-o altă parte a globului. Și nouă ni s-a părut semnificativ lucrul ăsta. Primul căruia i-am scris cronologic cei din PEN România a fost Ahmet Altan. Întâmplarea a făcut, nu ne-am vorbit cu cei de la Anansi, cu Bogdan Alexandru Stănescu, dar scrisoarea lui Liviu Antonesei către Ahmet Altan a plecat în zilele în care apărea în română memoriile lui Ahmet Altan. Și tot, evident, tot întâmplător, când ultima scrisoare a fost publicată, pentru că noi le-am și publicat câte una pe săptămână, Elena Vlădăreanu, scrisoarea Elenei Vlădăreanu către un scriitor turc, în ziua în care acea scrisoare a fost publicată, Ahmet Altan a fost eliberat de Erdoğan. Adică a fost o simbolică și o potrivire foarte emoționantă. Ei, pentru mine e întotdeauna foarte prețios dialogul ăsta cu oameni care au trecut prin infern sau se află încă în el. Anul trecut la PEN International, la alegeri, a fost ales în fruntea organizației, în fruntea PEN International, un prozator turc pe care îl admir foarte tare, turc-curd, turc de origine curdă, Burhan Sönmez. I-au fost traduse două romane și în română, Labirint și Istanbul, două romane foarte puternice. El însuși a trecut prin închisorile lui Erdoğan, el însuși a fost bătut de poliția turcă până când a ajuns în comă, a supraviețuit grație medicilor de la Londra și când și-a revenit din comă s-a transformat din poet în prozator. Asta e cumva aproape comic. El până atunci publicase numai poezie. Când și-a revenit la Londra din comă, s-a apucat de scris proză, a scris cele patru romane care sunt traduse în vreo 40 de limbi sau poate chiar mai mult și este președintele PEN International și de la el am învățat lucrul ăsta, că adevărul este arma perfectă împotriva totalitarismelor. Că adevărul este condiția literaturii.
Soemez este și un mare stilist. El are niște fraze absolut splendide. Toate frazele lui sunt inervate de fostul poet care a fost cândva, sau care mai este, de fapt, și în proză, Burhan Soemez. Dar forța prozei lui este în combinația asta dintre frumusețea frazei și adevărul ei. Faptul că poți face din literatură un hibrid între splendoarea unei fraze și adevărul radical care se opune unei dictaturi, dă un roman de o forță incredibilă. În Istanbul, Istanbul de pildă, e vorba de 4 deținuți turci, e din experiența lui, 4 deținuți turci, undeva într-o închisoare subterană din Istanbul, ei sunt luați pe rând și torturați și între ședințele de tortură vorbesc, povestesc unul cu celălalt, ca să se ajute să supraviețuiască, la propriu. Și asta e întemeiată tot pe experiența lui. Și aici asigur că e o combinație între infernul lui Dante și Scheherezada, forța povestirii de a te ține viu și de a te face să supraviețuiești, care evident că pentru un turc este o referință aproape de literatură națională, deși e din lumea arabă, dar se înseamnă foarte mult și pentru turci. Ei, asta este de fapt literatura. Această combinație între frumusețe și un adevăr radical care te poate distruge, pentru că sultanul te poate face praf, dar te ajută în același timp și să supraviețuiești, sau măcar îi ajută pe alții să supraviețuiască. Există în memoriile lui, în memoriile Nadejdei Mandelstam, există această situație extraordinară. Nadejda, ei trăiau deja de 2-3 ani pe drumuri, fugăriți de NKVD, pe drumuri la propriu, adică dormeau uneori chiar pe drum, în păduri, în spatele gospodărilor unor țărani, stăteau câte 2-3 zile și fugeau ca să nu fie capturați. Și Nadejda îi spune: Osip, nu mai rezist, nu mai pot. Hai să fugim în Occident, acolo ești deja iubit și cunoscut și vei trăi și tu dând meditații, vom trăi mai greu, dar în orice caz vom trăi liberi acolo, cum trăiau deja Nabokov sau Brodsky sau alții care fugiseră. Și Mandelstam îi răspunde: Nadejda, cum să fugim de aici? Tu nu vezi că numai aici e respectată poezia? Numai aici te omoară pentru o poezie. Ei, sigur că, bun, din punctul de vedere al lui Osip Mandelstam, răspunsul e splendid, poetul, dar e un răspuns foarte crud dacă te pui din punctul de vedere al Nadejdei. Eu de asta, deși îl admir enorm pe Osip Mandelstam, o să o cotesc un monument etic și mai admirabil pe Nadejda Mandelstam. Pentru că ea a stat alături de el până la sfârșit, până când a fost capturat, până a fost ucis în lagărul de la Vladivostok, apoi a încercat din răsputeri să afle dacă chiar e mort sau mai trăiește, pentru că veneau știri contradictorii. Unii spuneau: l-am văzut în lagărul cu tare, e viu. Alții spuneau: nu-ți mai face iluzie, e mort. Ei, după ce a fost sigură că e mort, a plecat în Occident, a publicat cele 2 volume de memorii ale ei, care sunt fabuloase. Pentru mine sunt una din capodoperele prozei memorialistice din secolul trecut. Și pentru mine e admirabilă ea, mai mult chiar decât el, pentru că a avut forța asta de a sta alături de el până la sfârșit. Însă, literatura asta înseamnă. Literatura este frumusețea extraordinară pusă împreună cu un adevăr care te poate distruge, dar în același timp te poate ajuta să supraviețuiești și în mod cert te ajută pe alții să supraviețuiască. Abia asta e literatură de plină. Mulțumesc, Radu, și vin către tine cu probabil o ultimă întrebare pentru seara asta. Încet, încet ne apropiem de 2 ore de când suntem live. Întreabă doamna profesoară Atena Roată: dacă ar fi să recomanzi niște poeți liceenilor, niște poeți post-decembriști, care ar fi numele de pe lista ta scurtă, așa? Care simți că ar fi poeții pe care ar putea iubi liceenii din prima, așa? E o întrebare care mă bucură și mă și, într-un fel, mă întristează, pentru că prin forța lucrurilor o să fiu nedrept. Adică nu pot face o listă a tuturor poeților pe care îi admir. Sunt foarte mulți poeți în limba română minunați, pentru că bănuiesc că e vorba de poeții români. Am început să spun data trecută, una din cele mai curajoase poezii în limba română o scriu fetele generației mele. Ruxandra Novac, Elena Vlădăreanu, Teodora Coman, fiecare în feluri diferite, Svetlana Cristean, sunt, și aici sunt nedrept pentru că sunt multe nume extraordinare. Dar sunt sigur că dacă vor citi
poete și sunt ușor de găsit acum. În librării, slavă Domnului, se găsesc cărți de poezie română contemporană. Dacă se vor duce către aceste poete, vor vedea exact ce spuneam, că poezia înseamnă un dialog cu niște limite radicale, cu o lume care arată foarte nasol, o lume profund falsificată și cariată și urâțită, cum e în cazul Ruxandrei Novac, sau cu o lume în care transformarea a orice într-o marfă, comodificarea, cum mi se spune. Felul ăsta al capitalismului românesc de a fi profund nedrept și imoral câteodată, sau de multe ori, la Elena Vlădăreanu, e altă limită radicală. La Teodora Coman e vorba de o limită din asta a unei singurătăți radicale, dacă vrei. Un om care traversează lumea într-o carapace, o cârtiță, cum se autodefinește. Asta e titlul primului volum al Teodorei Coman, Cârtița de mansard. Un om care spune, suntem o societate de cârtițe, fiecare izolată în tunelul ei și care încearcă din răzputeri și visează să comunice cu alte cârtițe, să construiască comunități de suflete de cârtițe, să zic așa, de inimi de cârtiță, de creiere de cârtiță, e o altă limită radicală, o singurătate pe care o simțim cu toții, chiar și dacă avem noroc de familii pe care să le iubim și să ne iubească, de prieteni cu care să fim împreună și mai departe, nu poți să nu simți că foarte adesea ești singur și că traversezi o singurătate radicală. Poezia Teodorei te poate ajuta să înveți cum să negociezi cu singurătatea asta. Și așa mai departe. Dar ce vreau să spun e că pentru, dincolo de frumusețea scrisului fiecăreia dintre ele, într-un fel sau în multe feluri, a fi femeie e mai complicat decât a fi bărbat în lume. Nu pot spune evident din experiență, dar o pot spune din felul în care văd eu. E mai complicat pentru o femeie și profesional. Are de luptat cu mai multe prejudecăți, are de luptat cu mai multă misoginie, evident. Există o misoginie și masculină și feminină, îmi pare rău să spun, am cunoscut și femei foarte misogine. Are de luptat cu mai multe tipuri de limite sociale și mai multă răutate. E mai complicat, cum zic. Și atunci, într-un fel, cum scrisul se naște împotriva limitelor, poate că și poezia scrisă de femeile din generația mea e atât de spectaculoasă și poate mai bogată decât a noastră, decât poezia băieților. De asta aș sfătui și băieții și fetele tinere să citească poetele contemporane din generația 2000 sau generația, de ce nu, din generația 80, să citească pe Mariana Marin, să citească pe Magda Cârneci, să citească, sau chiar mai de mult, pe Angela Marinescu. Sunt atâtea poete admirabile în literatura română și merită, pentru că școala, uite, de fapt, de ce e cu atât mai important, apropo de limitele cu care se luptă femeile. Nu există nicio femeie, nicio scriitoare în canonul didactic românesc. Din cei, cred că au rămas 17 sau 15, nici mai știu exact, scriitori în canonul didactic, pentru BAC vreau să zic, că sunt prezenți, există unele femei. Există Simona Popescu, dacă nu mă înșel, în unele manuale, există, dar foarte puține nume. Însă, în general, manualele se comportă ca și cum pentru a scrie literatură ai nevoie de testosteron și de gonade masculine. Și atât. E imposibil să scrii literatură dacă ai organe sexuale feminine. Sau dacă n-ai deloc, sau dacă și așa mai departe. Ori literatura e scrisă de orice om. Literatura este expresia integrală a umanului, cum spuneam. Bărbat, femeie, non-binar, oricum te-ai defini. Literatura este o expresie a unui organism uman care traversează lumea. Și e profund nedrept că în canonul didactic românesc nu există femei. Cu atât mai mult, dacă aș fi licean, liceancă, m-ar interesa să văd cum arată literatura scrisă în limba română de femei. Și vă pot asigura că poezia scrisă de femeile române e absolut admirabilă. De o bogăție, de o spectaculozitate, de o sofisticare, de o intensitate admirabilă, ca cele mai bune poezii de pe lumea asta. O să-ți confirm, Radu, am fost în fața elevilor, a liceenilor cu poezie feminină, cu cele două volume, un secol de poezie feminină în limba română apărute la editura Cartier, de exemplu, și la efectul a fost neașteptat și electrizant ca aproape întotdeauna. La lista ta permite să adaug și eu o slăbiciune recentă și profundă, mă refer la poezia Anastasiei Gavrilovici,
Mie îmi place teribil volumul care a și câștigat premii și recunoaștere. Îți promisesem cumva, sau mă rog, mă avântasem și spuneam că e ultima întrebare, dar am mai primit două întrebări atât de interesante încât nu pot să le las deoparte. Una dintre ele sună în felul următor, de la doamna profesoară Paula Mihai. Spune așa, avea întrebarea asta. Cum trebuie să se situeze în contextul discuției noastre profesorul în criza profundă morală pe care o traversăm în demersul său educațional? Cum se manifestă autenticitatea lui? În ce constă? Cum se construiește caracterul și vertebrarea? Radu a spus cum se devine un scriitor autentic, dar cum ne salvăm de impostură? Da, altă întrebare esențială și pe mine aproape că mă deprimă. Eu, printre alte lucruri pe care le predau la facultate, predau și mari clasici. Și când citesc Maiorescu și când citesc în contra direcție de azi din cultura română, de la care au trecut cât? 155 de ani, mă deprim să văd că el făcea acolo o pledoarie împotriva mediocrității, care e perfect valabilă astăzi, din păcate. Când ai prim-ministri plagiatori de la Ponta la Ciucă, când ai un plagiat endemic în instituțiile care ar trebui să apere justiția, nu? Și corectitudinea în instituțiile statului, când mediocritatea e răsplătită cu atâta vizibilitate politică, dar de fapt nu doar în România. Gândiți-vă că a ajuns Trump președinte în Statele Unite. Gândiți-vă că te uiți la Silvio Berlusconi în Italia, nu? Matteo Salvini, care nu-i cu nimic mai breaz tot în Italia. Te uiți la atâția lideri ai lumii libere de astăzi în mari culturi și te întrebi la ce le-a folosit italienilor să aibă 1000 de ani de universități dacă l-au generat pe Berlusconi ca lider. La ce le folosește americanilor să aibă cercetarea cea mai bună din lume dacă îl generează pe Trump ca lider? E descurajant. Te întreb ce mai facem noi ca profesori? Și mai facem noi ca profesori? Ce mai căutăm noi ca profesori în România? Dacă noi avem universități abia 260 de ani, prima universitate din 1860, nu? Deci avem 162 de ani de universități. Mai are rost să ne ocupăm cu educarea umanului, câtă vreme resursa umană în politică și în pozițiile de forță e atât de precară? Și răspunsul banal este da, evident că are rost. Pentru că noi nu lucrăm ca să producem mai politicieni. Noi lucrăm să producem oameni care să fie oameni întregi oriunde ar activa ei. Există, am avut surpriza, cred că toți am avut surprize de genul ăsta. Să am studenți care erau studenți doar de 7-8, să zicem, dar când le-am făcut inspecțiile de grad după aia, peste ani, să văd că sunt profesori admirabili, profesori de 90. Adică nu știi niciodată, ce vreau să spun, nu știi niciodată cum cineva din jurul tău poate să fie transformat radical de lucrurile pe care le faci. O să dau un exemplu care nu vine dinspre profesora, dar îmi place să-l dau pentru că e un exemplu din legat de poezie, de viață. Când Ezra Pound a fost închis în acea cușcă lângă Pisa, soldaților li s-a spus să nu vorbească cu el pentru că e o brută, un criminal de război, care e un fel de con artist care le va suci mințile și le va distruge mințile. Și Pound a vorbit despre poezie vreme de 3 săptămâni în acea cușcă de sârmă ghipată de 1,80 m pe 1,80 m. Vorbea despre poezie, recita poezie și așa mai departe. Un critic literar care a scris despre Ezra Pound, Hugh Kenner, poate cea mai importantă monografie despre Ezra Pound îi aparține, se numește The Pound Era, spune acolo întreagăt că unul dintre soldații din jurul cuștii lui Pound, peste ani, ajunge unul dintre cei mai cultivați oameni și cei mai buni cititori de literatură, fără ca el să fi fost înainte atras de literatură, doar pentru că se nimerise lângă cușca Brutei, el credea că e o brută, asta i se spusese, și a auzit că din gura Brutei ies cuvinte de o frumusețe extraordinară. Și a mai văzut că erau 10 astfel de cuști în centrul acelei tabere de detenție pentru criminali de război și unii din cuștile vecine nebuneau sau chiar au murit. Pentru că e foarte complicat să duci o detenție din asta cu privare de somn, cu torturile clasice care și atunci se făceau. Iar Pound și-a ținut mintea trează, vie, a rezistat cu poezie.
Și soldatul ăla și-a zis, măi, trebuie să fie ceva în poezia asta, uite câtă frumusețe are în ea și uite cum îl ajută pe ăsta să nu nebunească. Scopul lui Pound n-a fost să schimbe pe soldatul din fața puștii. Scopul lui Pound a fost să-și țină mintea lui trează, recitându-și poezii. Dar a modificat radical pe cineva și a schimbat viața, l-a făcut pe omul ăla să poată să vadă frumusețea, la propriu. Și l-a făcut un om foarte cultivat și un om cu o viață interioară foarte bogată. E o poveste absolut reală. Sau, altă poveste, mi-am adus aminte de ea, când pomeneai tu de Evgenia Ginzburg și de pasajul din tren. E ceva profund asemănător memoriile lui Nicolae Balot, în Abisul Luminat. Nu, în Caietul Albastru, în primele memoriale lui Balot. Balot spune că la a doua lui detenție a fost închis după ce recitise integral Tolstoi și Dostoievski. Și în lungile nopți de iarnă din celula aia colectivă, unde într-o celulă pentru 30 de oameni erau 60, erau ca sardelele, stăteau întinși sub pături și cu voce scăzută, Balot le povestea romane de Dostoievski. Și la un moment dat se dă ușa celulei de perete și intră gardianul care îi tortura cu cea mai mare plăcere, aveau cea mai mare frică de loc, bestie, o plută absolută. Și acel gardian urlă, cine a vorbit? Și Balot a ridicat mâna, așteptând să fie pedepsit, pentru că era interzis să vorbească. Și gardianul a zis, spune-mă, se mărită sau nu Rogojin cu Anastasia Filipovna aia, că mi se termină tura și trebuie să plec acasă. Adică Bruta trăgea cu ochiul, cu urechea și asculta ce vorbeau ăștia și lui se termina tura, nu-i trecea prin cap că ar putea să citească singur acasă sau la bibliotecă ce se întâmplă, pentru el nu știa unde se găsesc cărțile, dar povestea îl prinsese. Și spune Balot că peste ani acea Brută a fost mutată la altă închisoare unde a ajuns director, Balot a fost mutat el însuși la acea închisoare și când a fost prezentat directorului, acelui fost gardian, s-a uitat la el și este ăștia la cu poveștile, nu? Și a zis, da, eu sunt. Și i-a dat, l-a răsplătit în toată șederea lui finală la închisoare, dându-i mici sarcini care de fapt erau premii. Să măture zăpada din curte, adică îl lăsa să iasă în curte, de fapt, asta era marele premiu. Lăsa să vadă cerul și să se miște pe metrii pătrați din curte. Ei, acel gardian, acea Brută, a fost puțin, cu câțiva milimetri, schimbat și el de povestea pe care a auzit-o. A învățat să respecte poveștile și l-a premiat pentru că spunea chestii frumoase. E, dacă vrei, e schimbarea pe care Shahriar o trăiește după ce Scheherezada, vreme de aproape 3 ani, nu 1000 și una de nopți, îi spune noapte de noapte povești. Asta trebuie să facem și noi, să fim niște mici Scheherezada, să fim niște mici deținuți de genul Balot, care chiar și în toxicitatea închisorii spune povești pentru a supraviețui el, modificând, fără să vrea, gardianul. Dacă noi ne vom comporta ca astfel de furnizori de povești și de frumusețe pentru elevii noștri, sunt sigur că până la urmă pe mulți dintre ei va schimba, chiar dacă noi nu simțim asta. Asta avem de făcut, nu altceva. Să fim șeherezadele elevilor noștri. Absolut minunat și memorabil, a spune Radu, mulțumesc. Chiar dacă e târziu și riscăm să ne întindem foarte mult, dăm voie să îți spun și ceea ce promit, că de data asta chiar e ultima întrebare, dar ea are o doză de incisivitate și de pătrundere care mi-o face irezistibilă. Întrebarea e așa, o să pornesc de la un citat din Slavoj Žižek. În spatele fiecărui genocid se află un poet. Ce părere aveți de această legătură între frumos și totalitarism, având în vedere că și preaslăvitul, așa spune comentariul, eu n-am avut impresia asta, dar îl redau ca atare, preaslăvitul dumneavoastră Pound a avut afiliații fasciste. Cum credeți că poate fi evitată și contracarată această tendință în poezia de azi? E o întrebare foarte bună și de asemenea e o întrebare radicală despre adevărul literaturii. Ce trebuie învățat de la Pound este enorma fabulă negativă de așa nu, de caveat pe care o reprezintă el. Pound e prețios și te poate învăța ceva esențial despre literatură numai dacă iei poezia lui împreună cu eroarea criminală în care el însuși a ajuns. Pound era un om cu vocația paradisului.
El a fost obsedat de paradis toată viața. Cantosurile se termină cu, spune în ultimul, cantosurile finale zice I have tried to write paradise. Sau zice I have tried to build a paradiso terestre. Și acest om care voia să ajungă în miezul paradisului, ajunge în miezul infernului, prin alegerea criminală pe care o face pentru fascism, pentru antisemitism, pentru ce a fost mai destructiv în era pe care a trăit-o. Cum a fost posibil? Sigur, noi avem explicația biografică. Pound a făcut un silogism stupid care sună după cum urmează. Cel mai bun prieten al meu, Henri Gaudier, un sculptor genial, Henri Gaudier Brjesca, există la Centre Pompidou sculpturile lui, câte a apucat să facă. Cel mai bun prieten al meu a fost ucis într-un război în Franța, în 1915. Războaiele sunt făcute de banchieri, majoritatea banchierilor sunt evrei, deci eu am datoria morală față de prietenul meu să detest evrei. Ăsta a fost silogismul criminal al lui Pound, asta l-a transformat într-un antisemit. Evident că toți antisemiții și închipuia că el întruchipează o poziție morală. Nu știu dacă ai observat paradoxul ăsta stupid. Antisemiții, șovinii, xenofobii își închipuie că ei vorbesc despre, de pe poziții morale. Și Pound își închipuia la fel. Și ceea ce este, cum să spun eu, important în exemplul lui Pound este felul în care un poet este distrus de propriile alegeri morale criminale. Pentru că Pound n-a mai putut scrie. Pound a fost distrus de această alegere. Este închis la St. Elizabeth 13 ani, este eliberat în urma unei intervenții a lui Robert Frost pe lângă Eisenhower. La Casa Albă îi spune Robert Frost e posibil, se vorbește că Ezra Pound o să ia premiul Nobel și ar fi o rușine pentru Statele Unite ca el lui să-i fie decernat premiul Nobel câtă vreme e în închisoare. Până la urmă nu l-a luat. L-a luat T.S. Eliot, în schimb. Adică luase deja când Eliot era invitat la acea cină la Casa Albă. Dar așa, astea au fost culisele eliberării lui Pound. Pleacă în Italia, spune într-un interviu, voi mai trăi cel puțin două decenii, am mai trăit 14 ani, voi mai trăi cel puțin două decenii și în aceste două decenii voi recupera toate întârzierile, tot ce am pierdut cu scrisul meu. Nu mai era de el, de ce mai întrebeați? Pardon? Cred că cineva și-a uitat microfonul deschis. Și nu reușește să-și termine cantosurile, nu reușește să-și termine marele lui proiect. Avea proiectate 120 de cantos, scrie 116, are o schiță la 117, asta e tot. Și știe că a fost distrus de propriul antisemitism. Îl vizitează Allen Ginsberg și Ginsberg ia și un interviu în care îi tot repete, sunteți un mare poet, sunteți nu știu ce, și Pound tace și Ginsberg le întreabă, am spus ceva ce v-a supărat? Și Pound zice, nu, poate că, nu știu, poate că e ceva adevăr în ce spui tu, dar, zice, acea, textual spune Pound asta, acea prejudecată antisemită suburbană a distrus totul. Și tot Pound spune, tot în finalul vieții într-un interviu, nu mai pot atinge inima gândurilor cu cuvinte. The core of my thoughts with words. E foarte puternică propoziția asta. E o distrugere nu doar pentru un scriitor, pentru orice om care încearcă să gândească. Să nu-ți mai poți atinge gândurile cu cuvinte. Și asta, ce l-a distrus în mod evident, și știa asta după cum a mărturisit-o, a fost demența asta criminală în care s-a aruncat cu totul, impardonabilă. Există critici care au încercat să o scuze, n-ai ce să scuzi. Este o opțiune la fel de criminală ca opțiunea oricărui scriitor pentru totalitarism. A lui Selin, a lui, mă rog, nu o să fac acum liste, dar orice scriitor care alege să servească un totalitarism ajunge să-și distrugă literatura. Eu nu cunosc nici măcar un caz de scriitor care să fi servit vreun totalitarism și să fi ieșit cu scrisul intact din asta. Pentru că te face praf. Scrii cu propria inimă, cu propriul creier, cu propria umanitate, dacă le-ai dereglat, dacă le-ai coborât în abjecția aia, nu mai ai cum să ieși intact de acolo. Asta e prețios la Pound. Și a reușit să facă în poezie, dar pe fundalul acestei enorme erori în care a alunecat și din care poți învăța exact asta. În momentul în care crezi că o idee e mai prețioasă decât un om concret, ești într-o mare eroare.
În momentul în care începi să fii dispus să sacrifici oameni pentru ideile tale, ești într-o eroare criminală. Aduți aminte, în Frații Karamazov, e o discuție la restaurantul Metropol între Alioșa și Ivan, între tânărul Karamazov, adolescentul mistic, aproape sfânt, care urma să devină în continuare a fraților Karamazov terorist. Dostoevski n-a ajuns să mai scrie și continuarea, dar știm din notele lui că asta voia să ilustreze, cum teroriștii se selectează în mod ciudat dintre, adică nu în mod ciudat, dintre fanatici mistici care pot fi foarte buni și blânzi în aparență, dar pot ajunge să ucidă ușor. Bun, dar e o discuție între Alioșa Karamazov, care încă este un adolescent aproape sfânt, și Ivan Karamazov, raționalistul, care crezuse cândva, dar acum nu mai poate crede. Și în acel restaurant, Ivan îl întreabă, pe lângă faptul că tot acolo îi livrează parabola Marelui Inchizitor, îl întreabă, uite, să zicem că Dumnezeu al tău în care crezi, ți-ar spune, e posibil să aduci fericirea pe lume, pentru toată lumea, din toate timpurile, să nu mai sufere nimeni niciodată, dar pentru asta trebuie să ucizi un singur, uite, copilașul ăsta nevinovat, trebuie să-l ucizi în chinuri. Dacă îl omori pe copilașul ăsta, miliarde de oameni vor trăi fără suferință. Și evident, Alioșa refuză. Orice pact, spune-l, orice cantitate de suferință provocată cuiva în numele unei mântuiri viitoare, este criminal. Comunismul n-a refuzat asta. Fascismul n-a refuzat asta. Nu? Romanul lui Dostoevski e terminat, el moare în 81, Dostoevski, tot atunci e terminat Karamazov. La 50 de ani după aia, fascismul și nazismul fac lagăre de exterminare. La 40 de ani după aia, comunismul și începe Marea Teroare. Și toate totalitarismele au ucis în numele unei mântuiri viitoare. Absolut toate. Toate au acceptat pactul pe care Alioșa l-a refuzat. Asta trebuie să înveți. Când o ideologie îți propune o mântuire viitoare, o fericire viitoare, pentru care trebuie să ucizi un anumit număr de oameni, asta trebuie să fie inacceptabil pentru toți. Asta e punctul dincolo de care nu se poate trece. Asta e linia roșie finală. Asta trebuie să înveți. Asta trebuia să știe și Pound de la bun început. Că antisemitismul ucide mii, milioane de oameni, cum au ucis până la urmă, și că asta este inadmisibil nu doar pentru un artist, pentru orice om. Când cineva vrea să construiască societăți sacrificând oameni în numele acelor idei, construind lagăre de exterminare, lagăre de muncă, gulag, holocaust și așa mai departe, ai de-a face cu crima absolută. Asta e simplu de spus, dar e ciudat să vezi cum extrema stângă și extrema dreaptă continuă să vadă în aceste promisiuni criminale ceva hipnotic. Asta, totalitarismele sunt încă prezente. Uite, în jurul lui Putin e și extremă stângă și extremă dreaptă. Sunt și radical de stânga și radical de dreapta. Adică el a construit un fel de monolit care adună în mod straniu lumea asta eteroclită, care crede în continuare că merită uciși 1, 2, 10, 1 milion de oameni ca să construiești societățile alea perfecte care sunt promise. Deci e foarte ușor să spui războiul e criminal, dar în mod ciudat e mai greu să spui totalitarismul e criminal. Asta putem învăța din lecțiile artiștilor care s-au lăsat hipnotizați de totalitarisme. Cum să nu devii un tovarăș de drum? Cum să nu devii un mitloifer, cum spunea Hertha Müller? Cum să nu devii un complice la crimă? În momentul în care devii complice la crimă, și arta ta poți să fii sigur că va fi distrusă. Uite-te, și cu asta încheie, că m-am lungit, scuze, eu sunt ca un Florin Piersic fără talent. Când sunt întrebat, încep să perorez interminabil. Selin, de pildă, primele două romane sunt fabuloase, sunt minunate, sunt primele romane din anii 32 și 36, dacă nu mă înșel, nu? Călătorie la capătul nopții și de la un castel. După care scrie bagatele pentru un masacru, masacru fiind al evreilor, nu? Care era o bagatelă, adică o carte de un antisemitism turbat, feroce, începe să aibă un comportament. Junger îl reține în jurnalul lui sub numele Merlin, dar noi știm că e Selin, adică e o codare foarte transparentă, și scrie Junger, care era ofițer de ocupație nazistă al Parisului,
a Parisului, spune, m-a vizitat Merlin cu ochii injectați, cu aparență de nebun, spunându-mi, ați ocupat Parisul de câteva luni, aproape de o jumătate de an, și încă sunt evrei în el, încă n-ați omorât toți evreii, dați-mi mie o baionetă și merg eu din casă în casă și vă arăt cum se face. Ăsta era nivelul de demență la care ajunsese Selim. Da? Și Junger, ofițerul nazist, repet, îl notează oripilat. Ei, Selim, după război, sigur, se refugiază în nordul Europei și trăiește acolo, nu mai atinge niciodată nivelul pe care l-a atins în primele două romane fabuloase, înainte ca virusul totalitar să-i facă praf creierul și inima. Asta e lecția care se învață de la Selim, de la Pound, de la mari hipnotizați de totalitarism. Tu ai de face cu omul, arta ta trebuie să fie profund umană, să fie interesată de toate ale omului și să nu lase omul să fie distrus. Să salveze ce se poate salva din uman împotriva distrugerii, cum spunea Țelan. Arta e ceea, e compusă din fragmentele de uman care rezistă distrugerii și din ceea ce în fond face umanul indestructibil. Trebuie să facem omul indestructibil și nu să-l facem un obiect destructibil la îndemâna totalitarismului. Asta e tot. Pare simplu, dar uite, te uiți în urmă și vezi cât a fost de complicat pentru artiști mari să evite asta. Dar din erorile lor criminale suntem obligați să învățăm. Mulțumesc tare mult, Radu. Ne-ai transformat și pe noi niște mici hipnotizați. Sper că nu devenim niște mari hipnotizați. Vorbești ca întotdeauna extrem de intens și de autentic despre literatură și despre marile teme. Îți mulțumesc tare mult că ai fost în seara asta alături de noi. Știu, inclusiv din discuțiile preliminare întâlnirii, cât ești de ocupat și că ai făcut un efort să fii cu noi în seara asta. Eu îți mulțumesc tare, tare mult. Și dăm voie să smulg promisiunea că ne vei mai fi alături într-un moment ulterior. Te rog, Radu. Eu îți mulțumesc, Doru, pentru invitație și de fiecare dată când mă vei chema, fără îndoială o să vin, e o mare bucurie să fiu alături de tine și de colegii noștri și să vorbim împreună despre ale omului, că despre asta. Cu asta ne ocupăm. Așa este. Dăm voie să închei simetric. Am început cu un poem, am să termin cu un alt poem care cred eu că sintetizează cumva discuția pe care am avut-o, este tot din Psalmi, iarăși un volum excepțional. Știi că am și scris câteva rânduri despre el așa târziu în noapte când l-am terminat, absolut hipnotizat de poezia ta. Dacă poezia e posibilă chiar și când ești înnămolit în atâta oboseală, dacă poezia e indiferentă la toată suferința asta, dacă se alimentează din ea fără să ți-o anestezieze, atunci e deja aproape nedrept. Aproape sublim, dar aproape nedrept. Ar trebui ca omul să pedepsească suferința amputându-și toate organele pentru frumos, să nu mai permiți creierului care vede suferința să vadă și frumosul. Fiindcă faptul că poate să vadă în chiar aceea secundă abjecția și taborul, abia asta e intolerabil și abia asta e de fapt cu adevărat poezia, care e, în sensul ei, cel mai pur intolerabil. E miraculos că oamenii se încăpățânează să o facă să existe, e ca și cum o legiune de decapitați ar continua să cânte benevol și extatic, mistic și stahanovist, cu limba mereu în flăcări, întru glorificarea ghilotinei. Mulțumesc mult, Radu, și vă mulțumesc tuturor și celor care ați fost alături de noi în seara asta. Dăm voie, Radu, să anunț că vom avea un cafenea merită foarte curând, imediat după cafeneaua cu tine și oarecum în același orizont de sens. Pe 6 aprilie o să ne întâlnim într-un atelier cu profesorul Liviu Papadima și cu câțiva filozofi și sociologi, Dumitru Sandu, Emilian Mihailov și Emanuel Socaciu, unde vom discuta tot despre etică și despre integritate în universități și în școli, pentru că Universitatea București și în special profesorul Papadima, alături de Centrul de Etică Aplicată și al Facultății de Filozofie din București,
au pus la cale un proiect interesant și sperăm noi de impact. Ne vedem atunci, mulțumesc și, ce să spun, să avem parte de cât mai multă frumusețe și poezie în viețile noastre. La revedere! La revedere!